Gata, suntem live. Am activat și comentariile pentru Da. Cei care vor să ne adreseze întrebări. Mă uitam că în postarea de astăzi în care am anunțat tema și invitatul emisiunii avem câteva întrebări deja, dar le vom prelua imediat. Mai întâi să începem cum se cuvine cu introducerea. Bună seara, domnule Hiloki, mulțumesc bună mult seara. Că ați acceptat să avem discuția asta despre o temă atât de importantă pentru Brașov și atât de dragă dumneavoastră, cea legată de urbanism și de dezvoltare urbană. Cum am scris și în prezentarea dumneavoastră, sunteți arhitect, urbanist și un adevărat istoric al urbanismului brașovean. De câte ori avem o discuție, mă uimiți prin cantitatea de informații și calitatea documentării. Inclusiv am găsit pe pagina dumneavoastră de Facebook de-a lungul timpului atât amintiri dragi ale copilăriei surprinse în diverse imagini, cât și informații despre cum s-a dezvoltat Brașovul din perspectivă urbanistică, prin ce faze a trecut, prin ce etape a trecut inclusiv proiectul centrului civic. Și cred că oricine iubește orașul ăsta și oricine vrea să înțeleagă mai multe despre specificul Brașovului și uneori chiar despre izvoarele unor probleme actuale, e dator să se uite în trecut. Dacă doriți să ne spuneți în câteva cuvinte ce ar fi necesar de completat la toată prezentarea aceasta, la toată introducerea aceasta. În primul rând doresc să vă mulțumesc din suflet pentru invitația de a participa la această discuție. Și să le mulțumesc și celor care ne urmăresc și n-aș avea mare lucru de completat, poate e un pic prea elogioasă această caracterizare care mi-ați făcut-o. S-a întâmplat ca de foarte mult timp să fiu în acest domeniu al urbanismului, deci practic cred că se împlinesc la ora actuală 51 de ani. Am început încă din liceu preocupările pentru acest domeniu, întâi ca autodidact, după aceea în cadrul facultății și așa mai departe. Am avut experiență și ca proiectant în urbanism și ca avizator și din partea societăților private și a administrației publice, deci problema respectivă am privit-o de-a lungul timpului din diverse unghiuri și în felul acesta mi-am permis în final să abordez și cercetarea istorică despre diferite aspecte ale orașului Brașov, care sunt interesante. Sunt cu siguranță și cine are vreun dubiu în sensul ăsta, îl invit să își achiziționeze cărțile dumneavoastră, studiile dumneavoastră, cel puțin cea cu calea ferată, cu legătura cu Săcele, este ajuns să vezi orașul cu totul alți ochi și anumite porțiuni din oraș să ți le imaginezi cum erau odată. Ce vreau să vă întreb, pentru că e un principal punct de pornire, să discutăm un pic despre urbanism. Ce înseamnă urbanismul, cu ce se ocupă urbanismul și care e rolul acestei științe? Este foarte binevenită întrebarea dumneavoastră și în contextul în care la noi în țară nu prea se explică acest termen nici în școala generală, nici în liceu, de multe ori nici în facultăți, chiar și autoritățile publice care dau avize proiectelor de urbanism, de multe ori se constată că nu cunosc deloc înțelesul acestui sens. Urbanismul nu se ocupă cu construcțiile, urbanismul se ocupă cu reglementarea modului de ocupare a terenului și este o știință care, deși există din antichitate, din antichitatea greco-romană, a fost conștientizată și teoretizată începând din Anglia secolului al XVIII-lea și a apărut în România, în Brașov, la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX. Deci nu ne aflăm în fața unui fapt nou, ci doar a unei denumiri care nu a fost folosită decât în ultimii ani la noi în țară. Înainte s-a folosit termenul de sistematizare sau de planificare urbană sau reglementare, deci există multe aspecte care se ascund sub acest urbanism. În principal, urbanismul are ca scop creșterea calității vieții în localități, nu numai în cele urbane, ci și în cele rurale. Iar ca mijloace, el se folosește de armonizarea intereselor private cu interesul public. Deci că asta este principala modalitate prin care crește calitatea vieții în localități. Armonizarea intereselor private cu interesul general public. Sigur că mai departe există niște instrumente. Aceste instrumente în zilele noastre se numesc hotărâri de guvern, hotărâri de consiliu local, prin care
se dau reglementări cu caracter normativ, practic se legiferează, diferențiat de la o unitate administrativă la alta, dacă e cazul, de la un cartier la altul, de la o stradă la alta, ce anume reguli trebuie respectate pentru ca să avem parte de o creștere a calității urbane și nu de o scădere ei. Păi, după toată această prezentare amplă, vreau să vă pun o întrebare care pare foarte simplă. A avut Brașov urbanism în ultimii 30 de ani? Că discutăm despre interesul privat versus interesul public, discutăm despre calitatea vieții și despre, cum spuneați dumneavoastră, să nu scadă, ci să crească. Este o întrebare ușor capcană. Recunosc că nu se poate spune că n-a avut urbanism, pentru că chiar și a refuza să faci urbanism în condițiile în care totuși dai autorizații de construire și emis certificate de urbanism, înseamnă că faci un urbanist, dar poți să faci un urbanist cu semnul plus în față sau cu semnul minus. Urbanism înseamnă și nereglementarea corespunzătoare. Este, din păcate, situația în care ne-am trezit la un moment dat din cauze diverse. În primul rând, a fost vidul legislativ din perioada 1989-2001, în care nu a existat legea urbanismului, în care au existat doar niște reglementări particulare în ceea ce privește, a existat un regulament general de urbanism pe țară și niște norme de elaborare a proiectelor urbanistice, dar legea n-a existat decât din 2001. Iar din 2001 s-a modificat probabil de vreo 20 de ori până acum și este încă departe de a fi perfectă. Pe de altă parte, însă, la nivelul administrațiilor locale, există, din fericire, suficientă autonomie care să poată să dea roade bune, chiar și în lipsa unei legislații naționale foarte coerente și care, din nefericire, are o mare problemă, aceea că favorizează urbanismul derogatoriu. Adică o documentație urbanistică de rang inferior, un plan de detaliu sau de zonă, dar în special cele de zonă, pot să derogheze de la o documentație urbanistică de ordin superior, de rang superior, cum este planul urbanistic general, PUG-ul. Aceasta este o situație absolut aberantă. Nu există niciun stat civilizat din lume așa ceva. Din cauza acestei situații, administrațiile locale n-au mai fost interesate să-și actualizeze PUG-urile, să-și le îmbunătățească, pentru că oricând, cu ajutorul unui plănuleț făcut pe o zonă restrânsă, se poate reglementa ceea ce dorește fiecare, dar se pierde din vedere ansamblu. Dar reglementarea asta trece și ea prin același proces de aprobare, nu? Adică, la final, tot autoritatea locală vine și cu acel aviz de oportunitate, vine și cu... Da, dar e vorba despre o dezvoltare care se produce punctual și până la urmă nu există nicio corelare între diversele proiecte care vin și se aprobă în Consiliul Local, în timp ce PUG-ul ar trebui să fie documentația prin care se transpune în fapt strategia de dezvoltare a localității. Strategia de dezvoltare a localității trebuie să fie ceva foarte simplu și foarte tranșant pentru ca să poată fi aplicată. Din păcate, noi la Brașov suntem în situația în care nu avem o strategie clară sau poate nu avem deloc, nu știu, se pare că există într-un sertar, dar nu a văzut-o nimeni. Neavând o strategie, nu poți să faci un PUG, un plan urbanistic general care să aibă niște obiective clare. El va fi probabil făcut ca să fie respectate niște reguli, niște avize, dar nu știm încotro ne îndreptăm. Ce fel de oraș dorim? Dorim un oraș de un anumit fel, dorim un oraș comunitar, dorim un oraș turistic, dorim un oraș atractiv pentru investitori sau dorim un oraș atractiv pentru cetățenii care locuiesc în el, un oraș al mașinilor sau un oraș al pietonilor și al turiștilor. Astea sunt probleme ce țin de strategie. Prima dată ar trebui stabilită strategia și abia în etapa următoare se poate întocmi tema de proiectare pentru PUZ. Evident, nici la tema de proiectare și nici mai departe nu trebuie să lipsească informațiile care ar trebui să existe deja din studiile de fundamentare. Studiile de fundamentare nu fac parte din proiectul urbanistic, ele se fac înainte, întotdeauna, tocmai pentru ca autoritatea, în momentul în care comandă proiectul, să știe cum să întocmească tema.
iarăși suntem într-o situație un pic anormală, pentru că tema de proiectare pentru Pug am înțeles că s-a efectuat, dar studiile urmează să se facă ulterior. Nu mi se pare normal. Păi cum se mai ține cont de aceste studii dacă înaintea boilor bătută în cuie și hotărâtă? Vreau să, înainte de a discuta un pic mai aplicat pe problemele actuale, pentru că spuneți și dumneavoastră că o problemă pe legislația românească e urbanismul derogatoriu și toate derogările de la Pug, dar uitându-mă pe Pugul Brașovului, cred că putem discuta foarte mult, putem să discutăm o oră întreagă numai despre problemele pe care Pugul în sine le prezinte și le conține. Da. De la actuale construcții pe dealuri, de la... Actualul Pug a fost făcut în așa fel încât să poată fi orice, oricând făcut, cu condiția să mai întocmești un pus. Deci este, de fapt, nu reglementează nimic, ci transferă responsabilitatea în niște zone unde nu mai există controlul societății atât de atent. Pentru că odată Pugul se face o singură dată la 10 ani, toți ochii sunt ațintiți pe el. Dar în momentul în care vine cineva cu un pus în Consiliul Local, dacă mai ieși înainte de sărbători sau într-o ședință unde sunt oameni în concediu, trece neobservat. Și de multe ori chiar și consilierii, nefiind urbaniști de meserie și n-au de unde să fie, nu înțeleg ceea ce urmează să voteze. Pentru că rapoartele de specialitate ar trebui să-i lămurească, dar și rapoartele de specialitate nu pot să scrie totul acolo. Dacă omul respectiv nu are mai departe un consilier al consilierului, să zicem așa, sau o minimă practică de a putea citi planuri, de a putea descifra regulamente, e greu de crezut că votează în cunoștință de cauză. Bun, o să am câteva întrebări și pe zona aceasta de circuit al aprobării puzurilor și care sunt oamenii și care sunt pașii prin care trece acest document. Vreau să vă întreb în primul rând, ziceați de strategie și de felul în care se construiește ea. De când, sau de când ați identificat strategii de dezvoltare ale Brașovului? Deci Brașovul, când a început să aibă strategii, pe de o parte? Și pe de altă parte, când a început să aibă documentele acestea de sistematizare urbană, planificare urbană, cum se numeau în trecut, sau puguri, cum sunt acum? Din cercetările pe care le-am făcut independent, am constatat că încă din anii 1880, la Brașov, a existat preocupări în a contura o strategie de dezvoltare a orașului. Iar această strategie era de a crea din Brașov un oraș de tip balneoclimateric, să zicem, dar mai puțin balneo, mai mult climateric. Deci o stațiune climaterică care în același timp avea niște puternice cartiere industriale. Deci la vremea respectivă încă industria era amestecată în centrul orașului cu locuirea și au început să creeze platforme industriale îndepărtate de centrul orașului, s-a introdus calea ferată, dar centrul orașului era prevăzut să rămână un fel de stațiune climaterică cu foarte multe parcuri, promenăzi, cu elemente romantice de arhitectură, cu clădiri fastuoase și toate acestea cu deschidere spre peisajul natural al dealurilor Cetățuia, Livada Poștei și așa mai departe. Bineînțeles, Tâmpa. A existat o preocupare care nu s-a formalizat decât în 1911, când a apărut primul regulament pentru construire în Brașov, regulament edil, să zicem primul Pug al orașului Brașov, realizat de Peter Barteș, fost arhitect al orașului în anii 1800 până în 1884 și care, având și o bogată experiență la Viena, a încercat să dea acestui oraș ceva din măreția metropolei de care aparțineam la acea vreme, respectiv pe locul vechilor ziduri ale cetății sau în paralel cu acesta, a gândit un inel verde de spații de petrecere a timpului liber, cu promenade, cu clădiri interesante, cu momente cum ar fi o fântână sau un chioșc sau de muzică sau așa mai departe și insista foarte mult în partea de text a acestei documentații, singura de fapt pe care am găsit-o. Imagini nu am decât una mică cu un detaliu din planșa de reglementări, dar textul se păstrează în întregime, poate fi tradus în limba română, el este în germană și nu doar în maghiară este tradus. Dar este foarte interesant că el precizează încă de la început că își asumă această direcție pentru dezvoltarea orașului ca oraș climateric și
solicită să nu se întrerupă vizual contactul cu dealurile din jur. Pe de altă parte, în finalul acestui text este o frază foarte frumoasă în care avertizează pe toată lumea că e vorba de un proiect care nu se va realiza imediat, ci va fi valabil timp de circa 100 de ani de acum înainte. Deci urbanismul nu are efecte imediate și de asta nu prea e de interes pentru cineva care urmărește doar un mandat. Pentru că nu dă roade într-un mandat urbanismul. Cumva a fost și o profeție, că dacă stăm să ne gândim când a început asaltul asupra dealurilor cu adevărat, a început pe la final de 2010, da. Cam așa. De altă parte, multe lucruri prinse... Am plinit 100 de ani cu contactul cu dealurile. Corect. Iar multe lucruri prinse de către Peter Barteș în această documentație, care păreau ireale la vremea respectivă, respectiv apariția unor largi cartiere în zona Tractorul, în zona Gării, în zona Astra și în Valea Cetății chiar, el le-a prevăzut de atunci, au fost trasate și niște străzi care urmau să fie la momentul când va deveni necesar construite, și a prevăzut și mutarea Gării, lucru care s-a făcut peste exact 50 de ani de la momentul în care a intrat în vigoare acest plan urbanistic general. Deci se poate spune că a fost un vizionar. A avut pe baza experienței și pe baza experienței mai înaintate pe care a contactat-o în orașele occidentale, a avut această viziune cam cum se va dezvolta Brașovul. Sigur că nu a putut anticipa că la un moment dat industria va strivi restul activităților și Brașovul va fi extrem de industrial. Acum însă am revenit din această perioadă și putem spune că am putea găsi un nou echilibru dacă... Țin minte dintr-un atelier de urbanism la care am participat și pe care l-ați organizat, că tot în perioada respectivă, în final de secol XIX, începând de secol XX, a fost regândită și toată partea de rețele, de infrastructură. Am avut prima canalizare. Exact, exact. Toate aceste lucruri care țin de confortul orașului modern au apărut în Brașov fie la sfârșitul secolului al XIX, fie la începutul secolului XX. Rețeaua de apeduc centralizată în 1893, în 1892 a apărut și transportul public mecanic, tramvaiul cu aburi, în 1908 s-a finalizat prima etapă în centrul istoric a canalizării orașului într-un sistem modern. Mai departe au existat activitățile de colectare a gunoaielor și așa mai departe. Deci toate aceste atribute ale orașului modern, care înseamnă serviciile publice și care definesc până la urmă calitatea vieții în oraș, există de foarte mult timp la Brașov și am putea spune că unele nici măcar n-au fost reparate. De exemplu, canalizarea din centrul istoric este aceeași din 1908 și astăzi, cu mici și cârpeli și adăugiri. Dar ea, în principal, nu a fost niciodată înlocuită. În restul orașului datează din anii 70, în principal. Dar în centru încă suntem martori unor lucruri pe care le-au gândit nu bunicii noștri, ci străbunicii noștri, în cel mai bun caz. Sau străbunicii noștri. Străbunicii mai degrabă, da. Da. Să sărim un pic înspre prezent, să venim mai aproape de prezent. Spuneați despre strategii și strategii de dezvoltare și exemplul acesta lui Peter Barteș cred că e foarte bun pentru că dă dovada unei viziuni care a fost valabilă dincolo de universul unei generații și chiar suta aceea de ani. Când? Pentru că după aceea au venit diverse etape. A venit etapa urbanizării forțate și a tot ce a însemnat inclusiv migrația asta socială, a construirii fabricilor, a construirii cartierelor de blocuri de locuințe, toată partea de demolări, etc. Toate se făceau cu un anumit plan, că îi zicea strategie, că îi zicea plan în sistematizare urbană. Toate existau pe baza unui plan pe termen lung. Când s-a rupt filmul? Când am avut noi ultima strategie de dezvoltare coerentă și ne-am ținut de ea? Pentru că senzația acum este că, așa cum spunea și dumneavoastră, am renunțat la viziunea de ansamblu și ne ducem punctual pe bucățele, pe puzuri și A existat o perioadă de relaxare a preocupărilor în anii 20-30, când
din cauza că la nivelul național Brașovul intrase în România împreună cu Ardealul și la nivel național încă nu erau puse bine la punct niște teoretizări și legislația. A existat o perioadă de relaxare, dar nu nereglementată. Atât Brașovul cât și celelalte orașe au avut planuri urbanistice. Nu prea s-au respectat întocmai. Însă din anii 40 a existat, începând din 1940, 41, 42, un interes al statului deosebit. S-au investit foarte mulți bani chiar în timpul războiului în documentații de urbanism și în proiecte care să aducă cumva un plus de valoare orașelor și să dea și de lucru unor categorii de oameni care în acel moment probabil se descurcau mai greu. Acele proiecte din anii 40 s-au continuat în 48, după aceea s-a rupt din nou filmul. A fost o perioadă în care nu s-a mai vorbit aproape deloc despre sistematizare, despre urbanism, considerându-se că prioritățile sunt cu totul altele, că industrializarea, mă rog, transformarea socialistă a agriculturii și așa mai departe, și lucrurile s-au reluat pe făgașul lor firesc și european după 1957, când au fost rechemați toți specialiștii, s-au creat marile institute de proiectare, li s-a dat mână liberă. Bineînțeles că politicul hotărăște ce anume se pune în aplicare și când și cu câți bani, dar specialiștii erau cei care făceau aceste propuneri și practic nu a existat o perioadă de haos. Sigur că toate aceste lucruri au devenit după 1974 mult mai precis legiferate. În 1974 s-a apărut prima lege a sistematizării din România, deci ca lege organică, nu ca instrucțiune ale Ministerului sau ceva de rang inferior. Din păcate, lucrurile bune din această lege, care se refereau, spre exemplu, la neamestecarea funcțiunilor care se deranjează reciproc sau lățimea minimă a străzilor și trotuarelor sau distanța minimă dintre două clădiri pentru a se asigura însorirea în toate momentele anului și așa mai departe. Toate aceste lucruri bune au căzut odată cu anularea acestei legi sau în decembrie 89, deși legea în sine nu conținea nimic care să conducă la abuzuri de demolări sau de a nerespecta statutul monumentelor istorice. Ea putea să funcționeze în continuare, putea fi ajustată, dar în 1989 a fost abrogată. A fost printre primele legi abrogate în ziua în care s-a preluat puterea în urma căderii lui Ceaușescu și așa a rămas situația până în 2001. Deci în această perioadă tulbure, în care s-a lucrat în continuare pe dispoziții date de minister, de multe ori contradictorii de la un minister la altul, pe o legislație necorelată și în cele din urmă pe o legislație foarte permisivă, pentru că această lege a urbanismului, numărul 420, deci legea numărul 350 din 2001, conține în ea această posibilitate de a deroga de la documentații de rang superior prin documentații de rang inferior. Un lucru, după părerea mea, care va trebui reparat pentru cei care vin. E o temă de gândire. Vreau să închidem cumva capitolul acesta de istorie, de istorie, cu două întrebări. În primul rând, vreau să vă întreb când au fost gândite și planificate fluxurile de trafic în Brașov? Când au fost gândite bulevardele și cum, pe ce perspectivă de timp, pe ce încărcare, pe ce capacități? Iar a doua întrebare pe care vreau să vă adresez, am văzut o afirmație într-un interviu cu domnul arhitect Țigănaș, care a fost și președinte al OARE, care spunea că undeva în deceniul trecut au venit niște francezi în vizită și au făcut un audit pe legislație și pe cadrul normativ românesc pe domeniul acesta al urbanismului. Și că au zis că una dintre concluzii era că principala greșeală pe care am făcut-o noi a fost să liberalizăm planificarea urbană. Că modelul acela de institut de proiectare în care există o sumă de specialiști care cunosc orașul ăsta și înțeleg ansamblul lui și toate componentele, era un model mai bun. Acum, evident că e un pic ciudat, mai ales că
trăim într-o societate care respectă drepturi, care e deschisă, care e liberală, să spunem așa. Și e un pic ciudată concluzia aceasta, venind mai ales dinspre niște occidentali. O să încep cu partea a doua a răspunsului legat de ultima întrebare. Nu este deloc ciudat să avem institute în subordinea administrației locale care să gestioneze bazele de date urbane și chiar să producă documentații pentru uzul administrației publice, nu pentru terți. Pentru că acest lucru se practică peste tot, nu este nici la noi interzis de lege, dar nu s-a mai dorit acest lucru pentru că foarte mulți dintre cei care se ocupau cu activitatea de urbanism și-au făcut firme private și bineînțeles că a fost interesul ca lucrările să fie preluate, dacă se poate, în condiții de prețuri cât mai bune de către firmele acestea. Nu e nimic rău nici în a face urbanismul pe cale privată, dar pentru stadiul în care se găsea România la acea dată, cred că observațiile transmise prin domnul Țigănaș sunt absolut corecte. Deci aceste institute de proiectare și în special cel din Brașov, care era renumit în țară pentru anumite competențe unice pe care le avea, spre exemplu proiectarea instalațiilor pe cablu, care nu se făcea decât la Brașov pentru toată România, sau multe alte tipuri de lucrări mai specializate. Deci, lucrări în domeniul turismului, spre exemplu, care se făceau cu preponderență și pentru alte județe aici. Aceste institute aveau specialiști foarte buni, selectați în decursul anilor, cu o experiență bogată în proiectare, cu vaste cunoștințe, inclusiv în ceea ce privește ce se întâmpla în țările din jurul nostru sau în lume. Pe de altă parte, exista o bază de date în aceste institute, baza de date urbane pe care, odată cu privatizarea și dispariția institutelor, a fost efectiv înghițită și a dispărut, deși conform unor legi care au apărut ulterior, ar fi trebuit să fie predată la consiliile județene. Acest lucru nu s-a întâmplat. Deci tot ce au muncit niște oameni timp de 50 de ani, deocamdată nu este accesibil ca informație pentru noi. Nu spun că este distrusă, dar nu este accesibilă. Deci aceasta era marele avantaj care ar fi izvorât din păstrarea instituțiilor statului, o proiectare pentru scopurile proprii, pentru nevoile proprii la un preț mult mai bun decât cel rezultat pe piața liberă, pe de altă parte un control asupra rezultatului final mai bun, folosirea unor specialiști cu experiență și, bineînțeles, păstrarea bazei de date, care la ora actuală e principala vulnerabilitate a funcționarilor publici din urbanism, lipsa bazelor de date. Deci ei sunt prin lege obligat să prevadă niște lucruri în certificatele de urbanism, dar dacă nu cunoaște foarte bine localitatea acel funcționar sau dacă nu are surse de a se informa, practic este oricând supus unor erori și aceste erori se pot transforma în tragedii personale, pot să apară procese, pot să apară învinuiri și așa mai departe. Deci consecințele unei erori în urbanism sunt destul de grave. Am înțeles. A doua întrebare, de fapt, la prima dumneavoastră întrebare, e mai scurt răspunsul. În Brașov, circulația rutieră a început să fie studiată în perioada 1961-63. Exista un institut specializat pentru probleme de gospodărie comunală și la București și sistematizare. Acolo erau profesori care pe asta se specializaseră, ingineri de trafic și primele prognoze, primele măsurători de trafic și dimensionare ale rețelelor stradale s-au făcut în perioada 1962-1963. Mai departe, din 10 în 10 ani, cu ocazia reactualizării schițelor de sistematizare care erau echivalentul PUG-ului de astăzi, bineînțeles s-au reactualizat și prevederile privind circulația. Un studiu foarte interesant a fost realizat în 1979, tot la acest institut din București, când a fost practic revizuit în mare parte și modernizat tot conceptul privind traficul stradal din Brașov. Noi și astăzi, dacă am avea puse în operă măcar jumătate din prevederile acelui studiu, am avea o situație mult mai fericită. Câte girații avea studiul respectiv? Studiu, poftiți? Câte giratorii avea studiul respectiv? Nu definea în mod concret detalii de realizarea intersecțiilor, dar la vremea respectivă
tot ca urmare a unor studii făcute pe eficiența folosirii terenurilor, se considera ca giratoriul să fie folosit doar în situații speciale pentru piețe monumentale, pentru că folosește foarte mult din suprafața spațiului public, iar rezultatele nu sunt pe măsura acestei, sunt mai mult de ordin estetic și decorativ. La vremea respectivă exista o reglementare clară privind razele minime de viraj al diverselor vehicule și ca atare giratorul trebuia să aibă niște dimensiuni. Astăzi se fac giratorii foarte mici, unde un camion sau un autobuz nu se poate înscrie. Nimeni nu verifică aceste lucruri. Mai departe, aceste giratorii nu erau agreate și din punctul de vedere al prioritizării traficului pietonal și de transport public. Cu toate că a avut foarte multe părți negative sistematizarea din timpul comunismului, a avut totuși această parte pozitivă, care nu era din convingerea, datorită condițiilor economice, de a favoriza transportul public și pietonii, pentru ca să nu cadă o presiune foarte mare asupra rețelei rutiere și statul să fie nevoit să investească sume exorbitante în asfalt. Și atunci erau prevăzute foarte multe lărgiri de străzi, bineînțeles, și chiar străpungeri și noi artere. Una dintre ele s-a realizat abia în zilele noastre, e vorba de ocolitoarea municipiului. Atunci avea un traseu un pic diferit, dar s-a realizat abia în zilele noastre. A doua prevedere care s-a mai realizat după 90 a fost pasajul din strada Independenței. În rest, absolut nimic din ceea ce a fost prevăzut acolo nu s-a făcut decât poate pe niște mici sectoare, cum ar fi șoseaua din lungul căi ferate, prelungirea străzii Crinului. Dar traseele stradale erau optimizate conform măsurătorilor de trafic, nu se ținea însă cont de conceptul modern de mobilitate care îl avem astăzi. Era vorba despre o optimizare doar. Noi astăzi avem și un concept mai larg care se numește mobilitate și care înseamnă prioritizarea și favorizarea unor modalități de deplasare în detrimentul altora. La vremea respectivă nu se punea problema. Cum vă întreb acum și câteva opinii personale. Cum vedeți, cum am putea să schimbăm paradigma, să facem mobilitatea în Brașov să fie în jurul cetățeanului, în jurul pietonului, în jurul biciclistului, în jurul transportului în comun și mai puțin în jurul mașinilor? Ce ar trebui făcut în sensul ăsta? Este foarte simplu și este la îndemâna oricui. Prima condiție este ca să dorească acest lucru. Al doilea lucru care trebuie făcut este să conștientizeze că avem această problemă și să se concretizeze într-o analiză concretă pe plan a tuturor situațiilor care trebuie îmbunătățite. Și o prioritizare, bineînțeles, în funcție de posibilitățile financiare. Foarte multă lume se sperie că acest lucru va însemna pentru cei care se deplasează cu autoturismul personal, cine știe ce îngrădiri sau situații dificile. Sau că nu va fi bine primită de populație. Mulți primari se tem de a lua măsuri de favorizare a pietonilor sau a transportului public în detrimentul traficului general, pentru ca să nu piardă voturi. În realitate, însă, experiența internațională ne arată că nu se întâmplă așa. Dimpotrivă, oamenii se obișnuiesc mult mai bine cu binele, se obișnuiesc cu binele mai ușor decât cu răul. Și în momentul în care se creează posibilități de deplasare alternative, sigur că trebuie să deja pregătite acele măsuri prin care să oferi alternativele respective. Noi, la ora actuală în Brașov, chiar dacă am dorit să facem acest lucru, nu avem încă pregătite soluțiile alternative. Bun, aici bănuiesc că discutăm despre calitatea transportului comun, benzi dedicate. Și calitatea și cantitatea. Nu trebuie neapărat benzi dedicate. La noi încă situația nu este de așa o densitate a traficului încât benzile dedicate să fie necesare decât în mică măsură. Și dacă sunt benzi dedicate, evident, nu trebuie să fie ca acestea care se proiectează tocmai în zilele noastre, în care vor fi parcări care ies cu spatele sau diverse curți ale unor mari instituții sau devieri
trasee frânte și așa mai departe. Benzile dedicate se fac pe marile bulevarde, acolo unde există un trafic consistent de transport public și se justifică ocuparea acelei benzi numai pentru transportul public. Altfel, va crea probleme mai mult decât va rezolva. Ar trebui... Dar transportul nostru public, conform studiului de mobilitate, planului de mobilitate urbană durabilă, efectuat e drept cu ceva ani în urmă, cu 4-5 ani în urmă, releva că față de toate celelalte orașe de această mărime din estul Europei, noi avem doar un sfert din necesarul pentru transport public. Și legat tot de transportul public, credeți că ar fi necesară regândirea lui din perspectiva rutelor, a stațiilor, a nodurilor principale? Mă întreb pentru că noi de bine, sau mă rog, mai mult sau mai puțin urmărim aceeași structură cu cea din anii 80, dar s-au schimbat nevoile de pe această structură din anii 80 s-au făcut niște modificări haotice și punctuale, fără la fel să existe o strategie să știe în ce direcție vrem să ne îndreptăm. Dar lucrurile se pot îmbunătăți foarte simplu. La fel este nevoie prima dată să recunoști că ai această problemă, ca să o poți îndrepta. Au fost niște tentative, dar nu în sensul dorit. Respectiv, transportul public trebuie să rezolve, bineînțeles, mobilitatea cetățeanului, dar nu poți să ai aceeași prioritizare în toate zonele cartierului, în toate zonele și cartierele. Așa cum există impozite diferențiate și cel care cumpără teren ieftin undeva la marginea de nord a Stupinului, să zicem, nu poate să aibă pretenția ca să beneficieze de aceleași servicii publice precum un cetățean care locuiește în centru istoric și care este îngrădit din toate punctele de vedere și aproape nu poate să-și folosească proprietatea. Tot așa și când faci transportul public, trebuie avut în vedere în primul rând să rezolvi situațiile care sunt cele mai delicate. Aceasta mă refer în primul rând la centrul istoric, la cartierul Șchei, care fiind într-o fundătură dincolo de centrul istoric, are o mare problemă cu accesul și e clar că niciodată cartierul acesta nu va putea satisface accesul cu autoturisme personale pentru toți locuitorii lui, pentru că avem o structură stradală păstrată și numai dacă l-am demolat și l-am face din nou, ar putea să se ajungă la o posibilitatea de a-l folosi numai cu autoturismul personal. Aceste cartiere sunt sufocate de trafic din cauza că transportul public, printr-o măsură care poate atunci a fost justificată, dar în prezent nu se mai susține, s-a redus cu 90% în centru istoric într-o singură zi în anul 2006. S-a considerat că nu mai e necesar și toate acele mașini au fost inițial redirecționate pe alte trasee din periferii și așa mai departe. Unde era nevoie, eu nu zic că nu era nevoie. E cazul să revenim la un transport public în centrul istoric care să, practic, să ofere o alternativă decentă și cel puțin tot atât de rapidă ca și deplasarea cu autoturismul personal. Evident că va fi mai ieftină, dar omul nu se uită neapărat la bani, în ziua de astăzi se uită mai mult la timpul pe care l-a deplasarea. Dacă eu am un autobuz care vine de la gară spre centru și sunt turist și doresc să vizitez Piața Sfatului, voi constata că acel autobuz în marea parte a timpului circulă la o jumătate de oră. Este un vehicul de dimensiuni mici, puțin confortabil, iar în momentul în care am ajuns în apropierea centrului, există stația de la SIF, după care un kilometru și jumătate autobuzul nu mai oprește, trece de centru istoric și de-abia când ajunge în Schei la Maternitate, am dă posibilitatea să cobor și eu trebuie să mă întorc înapoi ca să vizitez centrul. Deci, așa ceva în niciun oraș din lume nu există. S-a ajuns din ce motive, cum nu mai are importanță. Important este să recunoaștem că avem o problemă și ea se poate îndrepta foarte ușor. La fel, unde avem stațiile de transport public, ele trebuie să servească ambele laterale străzii, altfel nu au sens. Dacă eu am amplasat stația într-un loc unde nu am trecere de pietoni în apropiere, automat jumătate din aria servită de transportul public dispare. Sunt multe situații, da, de acest gen, mai ales în centru civic și așa mai departe. Deci am putea oferi această alternativă fără mare dificultate, pentru că la ora actuală parcul auto al operatorului de transport, al RATBV SA, are capacitatea respectivă, mai sunt niște probleme cu personalul, se mai fac angajări, sunt posturi încă neocupate, dar capacitatea există, dorința, din câte am observat, există, sunt oameni, o generație tânără de oameni care văd lucrurile mult mai apropiat de ceea ce se întâmplă în Occident și mai trebuie decizia politică care să permită
această schimbare de paradigmă. Să ofere întâi omului posibilitatea să se deplaseze decent cu transportul public și apoi să înceapă îngrădirea sau restrângerea posibilităților de acces cu autoturismul personal. Și asta nu înseamnă interdicție neapărat, ci prețuri mai mari pentru parcare sau interdicția opririi la întâmplare pe orice stradă unde sunt monumente istorice. Cine vine să le viziteze nu vrea să vadă în față mașini. Asta e clar. Dublate de niște măsuri precum park and ride la intrarea în oraș și... Și asta este o soluție, dar s-a dovedit la București că deocamdată nu suntem pregătiți pentru așa ceva. S-a făcut la Străulești un astfel de park and ride, dar din cauza că transportul public mai departe este și acolo deficitar. Metroul de Străulești vine foarte rar, transportul de suprafață e și mai mare nenorocirea și atunci... Asta spun, întâi trebuie să fie pus la punct transportul public din zona centrală. Mai departe se fac posibilități de transbordare, în așa fel încât cel care vine dintr-un cartier sau din altă localitate să nu fie nevoit să ajungă cu mașina până la zona unde parcările sunt foarte scumpe sau nu găsește loc de parcare. S-a constatat că jumătate din traficul din centru sunt de fapt mașinile care se învârt de 2, 3, 4 ori până găsesc undeva un loc unde să oprească. Sper să nu ia cineva asta drept un argument în favoarea acelei parcări de sub parcul central. Nu, acea parcare de sub parcul central, nu spun că nu trebuie să existe o parcare în zona Bulevardului Eroilor, dar nu, niciodată nu trebuie să vedem lucrurile numai într-o singură soluție. Soluția sub parcul central, după părerea mea și a multora, nu este cea mai fericită, pentru că la nivelul nostru de dezvoltare și la posibilitățile care le avem, șansele ca să iasă ceva bun și ca să mai fie vreodată parc deasupra sunt practic nule. Și atunci ar fi de studiat alte amplasamente și niciun caz o parcare de 3.000 de locuri. Deci așa ceva nu există nicăieri în lume. Parcările în general sunt de 2, 3, 400 de locuri și sunt mai multe, mai mici, care servesc mult mai bine. Spre exemplu, se pot pune 2-3 parcări în zona centrului civic, în zona cea care este la spitalul militar sau în zona prefectură, primărie, liceu, Unirea, poștă, în zona aceea există o posibilitate de a pune o parcare, în așa fel încât mașinile nu trebuiască să mai se rotească prin oraș. Toate aceste parcări trebuie să fie înainte de orașul. Principal, exact. Principal ar fi să mutăm, să scoatem acest trafic, mai ales traficul turistic și să-l lăsăm cât mai departe de oraș și să încurajăm transportul public. Mă uit că avem foarte mulți urmăritori ai acestui live și multe comentarii. Aș vrea să luăm și câteva dintre ele. Alin Miscov ne scrie că Brașovul se vrea a fi un oraș turistic, dar nu prea oferă obiective care să încânte vederea vizitatorilor în timpul plimbărilor. Să poată să facă fotografii, să avem acele puncte de interes emblematice, cum sunt orașele vestice. Și aici se referă la grupuri statuare, fântâni, fresce. Amintește faptul că există fântâna Rudolf, dacă are un amplasament din afara traseelor de promenadă, grupul statuar de lângă Șaguna cu frațiile Pădatu, două statui întregi, Andrei Mureșanu lângă Teatru Dramatic și Iohannes Honterus lângă Biserica Neagră, restul monumentelor sunt neinteresante din punct de vedere al turistului. Nu putem atrage turiști dacă nu avem ce le oferi. Cam asta este... Ce pot să vă spun? Ideea a doua este legată de pietonalul și reamenajarea pietonalului din Răcădău și că s-au acceptat aceste amenajări pe care le descrie Alin drept a fi în stil sovietic de anii 70-80 cu mult beton și multe colțuri. Nu putem agrea la nivel municipal ca tot ce înseamnă design și arhitectură să aibă o linie romanică, așa cum exista în toate țările latine? Da, acum lucrurile trebuie privite nuanțat. Una este să faci un pietonal într-o zonă istorică și alta este să faci un pietonal într-o zonă modernă unde... De fapt, Valea Cetății a fost primul cartier din Brașov care de când s-a construit a fost prevăzut de proiectanții lui cu pietonal. Și să știți că s-au bătut foarte mult cu partidul de atunci ca să aprobe acest lucru, pentru că se considera că e o pierdere de bani și că omul, dacă vrea, se poate plimba pe tâmpa sau cade pădurea pe noi. Asta era expresia. Ce rost are să facem noi cu bani publici pietonal sau promenadă? Am zis asta și recent. Da, există. Acest lucru este din vechime și nu va dispare probabil nici cât vom trăi noi. Dar au reușit să convingă până la urmă și a fost primul pietonal din Brașov făcut conștient, planificat. Sigur că mijloacele care au fost atunci și total neîntreținut.
care au adus la degradarea lui. Dar ceea ce se întâmplă acum este, să zic, rezultatul unui exces de zel, după părerea mea, în sensul de a consuma beton și materiale foarte reci și puțin intime și puțin plăcute la vedere în momentul în care vrei să faci o activitate de agrement. Pietonalul este în acea categorie de dotări de agrement. Păi nu prea este agreabil să te plimbi printre betoane sau printre culori stridente sau să ai tot timpul grijă unde pui piciorul să nu aluneci sau să nu te împiedici de o treaptă sau să nu știu ce. Sigur, contează și ce vezi. Deci aici mă leg de a doua observație, prima, cea cu statuile. Noi avem în Brașov suficiente lucruri memorabile care ar putea fi puse în valoare și văzute, dar din păcate sunt într-o stare în care ele fie nu se pun în evidență deloc, fie se pun în evidență negativ prin degradările pe care le suferă. Fântâna Rudolf nu este ea greșit amplasată, ci pietonalul care ducea spre ea a fost anulat în mod deliberat prin tăierea tuturor trecerilor de pieton dintre pastila Casa Armatei și parc. Deci ea era pe pietonal, ea a fost pe promenada de jos a orașului, construită la 1805 și care a funcționat până în 1962. Dar mai departe, trotuarul care s-a făcut pe Bulevardul Eroilor i-a preluat funcțiile și avea trecere de pietoni spre fântână, de la fântână spre rectorat, deci era absolut legată intim. Ceea ce am propus și eu încă de mult și ar fi o idee de urmat, ar fi ca acest pietonal care urmărea traseul vechilor ziduri să fie refăcut. Și nu e vorba de o cheltuială mare, e vorba iarăși de voință. Mă refer la unirea pietonalelor de pe Bulevardul Eroilor, trotuarul de la parc, cu livada poștei, care e foarte simplu. Se vopsește o trecere de pietoni, se pune un indicator, nu se va da peste cap giratorul din cauza asta, degeaba se sperie unii. Mai departe, acest pietonal să continue pe după ziduri, unde iarăși nu e nevoie de nici cea mai mică investiție decât de curățarea și deschiderea canalului, care este o apă plăcută la vedere dacă este curată. Deocamdată jumătate din el este acoperit cu dale care au fost puse după 90, mare majoritate, deci nu dinainte. Mai departe, traversând parcul din fața silviculturii, acest pietonal vechi care a existat trebuie reconectat cu cel de sub tâmpa. Din păcate, bucata dintre poarta Schei și strada Castelului acum câțiva ani s-a transformat în parcare și a devenit o stradă super asfaltată, super betonată, cu piatră, cu beton, cu asfalt și fără niciun copac. Dacă am făcut circuitul de 360 de grade, ajungem la magazinul Universal, unde iarăși pietonalul se rupe din cauza că la construirea magazinului nu s-a ținut cont de treaba asta, dar este un loc unde deocamdată văd că s-a interzis circulația auto și unde s-ar putea reface această legătură foarte simplu. La fel, în față la Unirea, la poștă, la prefectură, dacă s-ar reface acea intersecție în așa fel încât fluxurile pietonale să fie coerente, ar putea lega aceste lucruri. Inclusiv Barteș la 1912 propune ca din zona unde acum este teatrul și până la livada poștei să nu fie puse clădiri care să întrerupă promenada și să continue această promenadă până sus la turnul alt, turnul negru. Deci de atunci se gândeau aceste lucruri. Noi nu venim să inventăm nimic în ziua de astăzi. Și nu trebuie să creăm un specific al orașului. Brașov are un profil foarte bine definit istoric, are clădiri istorice deosebite. Nu trebuie decât să le identificăm și să le punem în valoare. Corect. Dădeam exemplu cu cel care vine să viziteze centrul și nu poate să oprească cu autobuzul în piață, în apropiere de Piața Sfatului. La fel este și cel care vine pe jos, în momentul în care vrea să dea o tură pe la toate magazinele din această piață sau la restaurante, se constată că o trecere de pietoni a dispărut și practic nu are cum să treacă decât ilegal de pe o parte pe alta pieții. Nu știu ce plus de fluiditate a adus desfințarea acelei treceri de pietoni, dar pot să vă spun că din punct de vedere al calității vieții urbane nu se merita. Și iarăși, fără o cheltuială decât de câteva mii de lei, poate se pune un indicator, se vopsește un marcaj longitudinal și s-a rezolvat problema. Acestea sunt probleme care în general se rezolvă ieftin. Poate și de asta nici nu interesează pe unii, nu știu ce să zic. Vreau să
trecem la următoarea întrebare, pentru că e un subiect devenit cumva tabu pentru brașoveni și văd că este aparent cel puțin două comentarii. Andrei Conșulea și Alin Niscov spun, vorbesc despre studii și ar trebui luate în calcul studii pentru a vedea dacă tramvaiul ar fi potrivit pentru oraș și destinația lui, sau ideea de a face metrou sau autobuze cu viteze duble articulate. Care sunt criteriile obiective pentru a alege un mod de transport în comun de dimensiuni mari? În primul rând, Alin spune că în cartiere foarte aglomerate trebuie introdus obligatoriu tramvaiul. E un mijloc de mare capacitate, ecologic, silențios, nu la fel cu cele pe care le-a avut Brașov înainte de 90. Da, evident, tramvaiul în ziua de astăzi nu este tramvaiul care era în 1987 nicăieri în lume. Mai departe, însă, trebuie spus că mijloacele de transport public nu se exclud una pe alta, nu unul pe altul, și nici nu înseamnă că dacă ai tramvai, nu mai trebuie să folosești și autobuze, sau invers. Pe de o parte, metroul trebuie, sincer vă spun, discuția despre metrou, îmi pare rău și pentru cei din Cluj, este un pic scoasă din scara lucrurilor. Metroul este o investiție care presupune foarte mare deranj al orașului și care, dacă nu aduce un beneficiu pe măsură, va fi mereu o gaură neagră la buget. Gândiți-vă că metroul din București nu este în subordinea primăriei municipiului București, el este în subordinea Ministerului Transporturilor, tocmai pentru că primăria Bucureștiului ar fi fost falimentată dacă acest metrou era în subordinea sa. N-a fost niciodată în subordine. E o anomalie, dar vă spun că din cauza acestor sume imense și în București, metroul transportă foarte multă lume. Se consideră în general că orașele peste 500.000 de locuitori, în orașele acestea s-ar putea discuta despre introducerea metroului sau unor trenuri de mare viteză, chiar de suprafață. În orașe sub 500.000 de locuitori, lucrurile se pot rezolva mult mai ieftin și mai confortabil. Deci nu este pentru niciun călător, niciun confort să coboare nu știu câte 10 sau uneori chiar 100 de metri sub pământ, să iasă iarăși din stația de metro, să se expună la curenții de acolo, să iasă vara de la frig la cald și așa mai departe. Este o soluție când nu mai ai alte soluții la îndemână. La Brașov însă fluxurile de trafic sunt departe de a justifica vreodată în viitorul previzibil nouă o investiție în așa ceva. Corect. Plus și distanțele, dacă le luăm strict. Exact. Deci e vorba despre fluxuri constante pe anumite sectoare. Dacă noi am avea navetiști, măcar cum erau cei din 1980, și nici atunci nu s-ar acoperi nici 10% din traficul care ar fi necesar pentru a justifica o investiție într-un metro. Sigur că pot să existe anumite trasee subterane ale transportului public, fără să fie metro. Tramvaiul poate să aibă secțiuni subterane în anumite zone, în funcție de relief și de cum e mai convenabil. Apropo de tramvai, sigur că lucrurile se pot rezolva și fără tramvai, dar totuși s-a constatat din practica internațională și foarte multe orașe care și-au desființat tramvaiul în trecut au recurs în ultimii ani la reînființarea lui, pentru că are niște avantaje certe. În primul rând, ca transport pe șine este cunoscut, e cel mai ieftin transport, pentru că frecarea roților este mult mai mică, iar motorul electric fiind cu un randament foarte bun. Dar, la fel, la tramvai, ca să se justifice o investiție nouă, este necesar să identifici mai întâi niște artere pe care fluxurile de trafic au cel puțin 10.000, 12.000, 15.000 de călători pe oră și sens. În Brașov, la o estimare așa la ochi, pot spune că astfel de fluxuri de trafic la ora actuală se întâlnesc numai în zona dintre centrul istoric Livada Poștei și Calea București, care este de fapt vechiul DN1, este axa, coloana vertebrală orașului pe care s-a dezvoltat tot restul. Bineînțeles, și pe colateral încep să fie fluxuri mari și spre zona Tractorul, care este un cartier în extindere, zona Gării și bulevardele Saturn și Vlahuță iarăși au fluxuri apropiate. Dar nu se poate gândi ca tramvaiul să ocupe absolut toată zona de transport public. În mod normal și ținând cont de practica care o avem și de buna experiență în domeniul exploatării troleibuzelor, ar trebui în prima etapă insistat pe dezvoltarea rețelei de troleibuze și iar după aceea transformate anumite trasee pe care încărcarea este mai mare sau va deveni mai mare ca urmare a transferului modal dinspre autoturismul personal înspre transportul public, să fie transformate treptat în tramvai.
sau să fie de la început gândite două rețele care să lucreze complementar. Troleibuzul, care în general are capacitatea limitată față de tramvai și este în traficul general, deci mai susceptibil de a fi afectat de probleme de blocaje și așa mai departe, și tramvaiul pe cât posibil pe cale proprie. Deci nu vorbim de un tramvai care să fie amestecat pe carosabil cu celelalte vehicule, decât în câteva situații unde se pot lua măsuri de prioritizare și de semaforizare. Din păcate, cu sistemul actual de giratorii, nu putem avea niciodată nici transport public de calitate, pentru că aceste giratorii au razele de curbură mult prea mici și orice vehicul de mare capacitate întâmpină dificultăți. Nici chiar autobuzele nu sunt favorizate de acest tip de intersecție. Sigur că dacă unele din giratorii s-ar putea îmbunătăți razele de curbură și dacă se justifică menținerea lor, nimeni n-are nimic împotrivă. Ele sunt spectaculoase de multe ori și de asta cred că au și fost adoptate în multe orașe din România, nu pentru performanțele de trafic. Un inginer de trafic îți va spune că un giratoriu se potrivește pentru trafic mic. Și se folosesc în general la intrările în supermarketuri în alte țări sau în cartierele îndepărtate pentru calmarea traficului, ca să nu se facă curse de întrecere între mașini. Din când în când pui un giratoriu și atunci automat omul e obligat să reducă viteza. Dar peste un anumit nivel giratoriul nu mai funcționează. Dovadă că în București nimeni nu-și pune problema să înlocuiască intersecțiile semaforizate cu giratorii, pentru că catastrofa ar fi mult mai mare. Da, mă uit peste comentarii și văd, Alexandru Angel întreabă, se poate sau nu realiza conectarea răcădeului de centru vechi cu ajutorul unui tunel? Este un proiect l-au gândit și se alții. Poate. Și întrebarea este, dacă e oportun așa ceva? Este prevăzută prin actualul plan urbanistic general, prin PUG-ul Brașovului, care e încă în vigoare, este prevăzută această conectare, și anume între bulevardul Eloilor din zona magazinului Star, în lungul străzii Tâmpe. E vorba de un tunel, efectiv tunel, deci nu e o traseu acoperit cum sunt alte lucruri care le numim astăzi tunel. Este un tunel realizat prin Tâmpa, în lungime de 850 de metri, s-a făcut pentru el și studii de fezabilitate, ultimul prin 2001 de către Consiliul Județean, parcă, privind costurile. În anii 70 a apărut în schița de sistematizare a Brașovului acest tunel, a început pe două benzi, după aceea, în momentul în care s-a luat hotărârea construirii cartierului Valea Cetății, a fost reactualizată și lățimea acestui tunel la patru benzi. Tot cartierul Valea Cetății a fost construit în ipoteza că se va face acest tunel. Altfel era absurd să construiești pe acea vale, care legătura cu restul orașului este foarte sinuoasă și dificilă. Tunelul ar aduce pe de altă parte și o echilibrare a fluxurilor de trafic care la ora actuală sunt puternic asimetrice. În zona intersecției Calea București-Jinului Toamnei, Centru Civic, toată acea zonă este practic o gâtuire datorată reliefului orașului, prezenței dealului Melcilor și a Tâmpei, și toate vehiculele care trec dintr-o parte alta a orașului trebuie să parcurgă fie intersecțiile de la Centru Civic, fie cea de la gară. În ipoteza care apare această străpungere între Eroilor și Tâmpei prin tunel, s-ar degreva probabil în jur de 35% din traficul de acolo, mașini care oricum doresc să ajungă fie în zona apropiată centrului istoric, fie la Poiana Brașov, fie în zona străzii lungi, Bartolomeu și așa mai departe. Deci nu e vorba de a atrage trafic. El a fost gândit să nu taie cartierul Valea Cetății. Am auzit mai recent niște idei să facă un tunel la capătul Văii Cetății. Pe atunci înseamnă să încarc tot Valea Cetății cu un trafic străin de tranzit, să distrug viața tehnită a locuitorilor, că totuși trebuie să recunoaștem, cartierul Valea Cetății este un cartier cu bună calitate de locuire față de altele. Impactul s-ar resimți și în partea cealaltă. Dar cealaltă ieșirea tunelului să fie în Schei, așa se dorește să fie undeva la poarta Schei. Păi, exact în zona în care vrem să scăpăm de trafic de tranzit, aducem trafic de tranzit, nu știu. Sigur, tehnică e posibil orice și cu bani se pot face și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Dar dacă timp de, din 1920 încoace, toți cei care au studiat această problemă au zis că tunelul sau la vremea respectivă a mai fost o variantă cu șosea pe deasupra, pe dealul Melchior, dar nu mai e posibilă din cauza carierei astăzi. Dacă această legătură
e studiată de atâta lume din 1920 încoace să ajung la această concluzie, eu zic că nu avem niciun motiv să negăm necesitatea acestui tunel. Este o problemă, iarăși, de voință politică, de a-ți asuma o decizie, de a înțelege că, de fapt, lucrurile nu înseamnă neapărat o sporire a traficului în centru, ci același trafic care oricum va veni spre centru să nu mai străbată alte zone foarte critice care sunt la ora actuală și va fi după deschiderea AFI și mai critic. Dar vreau să vă întreb, momentul în care tunelul ăsta cu patru benzi ar, spuneți că ar rezolva niște gâtuiri. Nu am ajunge la o gâtuire în zona Universal? Pentru că deci, ajungem niște străzi care sunt subdimensionate. În anii 80 nu se punea problema unor intersecții denivelate. Dar la ora actuală lucrurile pot fi gândite mai inteligent decât au fost gândite atunci. Respectiv, să nu am accesul în tunel direct din intersecția de la start. Pot să am accesul cu rampe din zona Bulevardului Eroilor sau din zona Poștei de pe Iuliu Maniu, unde și diferența de nivel natural, de relief, mă ajută ca să intru în subsol fără să cobor prea mult și mai departe să nu mai iasă la supra, adică să nu fie o gaură care iese tocmai în promenada de sub tâmpa și acolo să fie o mare vânzolelă de autovehicule, zgomot, praf și... La fel este și cu tunelul care s-a gândit, dar n-a fost încă reglementat în zona după ziduri. Este posibil și acolo un tunel, dar nu ceva care să aducă o imagine de trafic. Deci, spre exemplu, soluția care este cu tunele parțiale și cu săpături mascate, mie mi se pare că ar distruge complet specificul zonei și interesul oamenilor de a se mai plimba pe acolo, pentru că din loc în loc vezi niște mașini ieșind în trombă, accelerând și așa mai departe. Dar și acolo există posibilitatea ca, ocolind biblioteca, să intru în așa fel în subsol încât să nu văd pe nicăieri nicio mașină și să ies tocmai lângă curtea maternității. Nu se impune acel tunel, dar cel de la Valea Cetății spre zona centrală, din prima zi pot să spun că s-ar amortiza fără niciun fel de discuție. Numai cheltuielile legate de motorină și de alte lucruri din acestea l-ar amortiza probabil foarte rapid. Eu vă ascult cu foarte mult interes ca de fiecare dată. Am ajuns cu discuția într-o zonă în care cu siguranță simt nevoia că am nevoie de mult mai multe argumente pentru a mă pronunța pentru sau împotriva unui astfel de proiect, pentru că prima reacție și primul gând de câte ori aud de astfel de tuneluri, mai ales când vorbim de cel de după ziduri, este o reacție clar negativă. Adică, mai ales să facem o vizită la Praga, unde, bineînțeles că au existat și tuneluri făcute probabil în secolul XIX sau la Budapesta și să vedem cum sunt rezolvate acele tuneluri și ce rezolvă ele. Deci dacă sunt făcute cu cap, orice lucrare inginerească, dacă e făcută cu cap, poate să fie discretă și să nu complice lucrurile, dimpotrivă. În unele situații sunt necesare și aceste tuneluri. La noi, traficul care există la ora actuală pe calea București nu mai poate fi rezolvat altfel decât printr-un astfel de tunel, dar care să nu traverseze, Doamne ferește, Schiu sau centrul istoric. Mă uit la comentariile venite între timp. Cred că sunt multe, multe zone care necesită proiectare de soluții și două dintre ele, Mihai Codruznanu discută despre legătura dintre Spicului și terminalul Rad Bartolomeu, deci toată zona de Bartolomeu Nord și traversarea de linii. Nelu Corbu vorbește despre legătura între strada Crinului cu strada Turnului. Țin minte că am mai discutat cu dumneavoastră despre ideea Da. Și este și acum în planul urbanistic general acea legătură, dar nu s-a mai realizat. Da. În PUM? Da. N-am remarcat-o și mă surprinde faptul că de câte ori s-a discutat despre a conecta cartierul Tractorul prin noi artere, s-a discutat doar despre podul Hobanat care duce acel trafic. Da, acel pod, după cercetările unora, nu ar fi corect să debușeze în Bulevardul Gării,
și să fie orientată înspre cartierele grele ale orașului, Astra, Valea Cetății, Noua și așa mai departe. Pentru că avem deja un pod pe sub calea ferată la 13 decembrie și n-ar face decât să complice și mai mult situația din Bulevardul Gării. Mă rog, Da. nu spun că nu este nevoie de un pasaj nou în acea zonă, dar trebuie cu foarte mult discernământ văzut dacă merită să stricăm fluența pe Bulevardul Gării, pentru că cei mai mulți care vor dori să-l folosească nu vor dori să ajungă în cartierul Gării, ci absolut clar undeva în zona Astra sau Triaj sau... Iar cei care merg spre centru sau Bartolomeu sigur nu vor ocoli pe acolo ca să ajungă din nou pe 13 decembrie. Corect. Raluca ne întreabă care ar fi varianta legării cu autobuze a cartierului Florilor de restul cartierelor, având în vedere că în prezent e foarte greu de ajuns din acest cartier în alte zone ale orașului. Aici, cred că e foarte importantă întrebarea în contextul în care ați și spus legat de, într-un fel, te raportezi cu transportul în comun pe zonă centrală, supraaglomerată și, în altfel, în zonele rezidențiale care sunt cumva mai risite și mai Da, depărtate. dar O să mă întrebarea e gândesc foarte corectă. În ce măsură acea linie de autobuz care merge în Kreiter până în capătul străzii Dacia este oportună sau nu? Vorbim aici de două părți ale cartierului. Partea numită impropriu, de fapt, Florilor, a fost până la calea ferată. Iar după calea ferată vorbim de cartierul așa numit al ceferiștilor și botezat Kreiter de la cârciuma cuiva pe care îl chema Kreiter. Ca să se știe că nu e o denumire oficială. Sau s-a transformat într-o denumire oficială de la o poreclă. Nu mai există acea de mult acea clădire. Cartierul Florilor până la calea ferată, într-adevăr, are această mare problemă. În anii în care a existat recesiunea, în anii 80, a fost desființat transportul public care asigura legătura acestui cartier cu centrul orașului. Era o linie de autobuz care venea de la Uzina 2, dar venea pe Bulevardul Vlahuță și pe Hărmanului și era foarte solicitată și practic prelua o mare parte din locuitorii acelor blocuri. Între timp s-a extins și mai mult. A dispărut, nu mai este la ora actuală nicio legătură. Poate ar fi ok să existe o legătură care chiar să intre până în străzile din apropierea căii ferate, să întoarcă undeva la podul de pe Zizinului. Nu știu, aceste lucruri nu le stabilește RATU. RATU este un operator care, prin contract, prestează niște servicii. Propunerile trebuie făcute la primărie, pentru că primăria mai departe supune Consiliului Local un proiect de hotărâre privind înființarea unei noi linii de autobuz. La cea de la Kreiter este un pic tristă situația, în sensul că era necesară o legătură mai bună în interiorul cartierului, dar pe de altă parte asta la ora actuală se desfășoară cu o frecvență foarte, foarte scăzută. Deci un vehicul la o jumătate de oră sau o oră deja, practic, tu poți să ajungi la strada Hărmanului în 5 minute și de acolo ai tot așa la 10 minute un autobuz. Dacă ești sănătos. Bineînțeles, dacă ești mai în vârstă sau cu probleme de sănătate, aștepți o jumătate de oră, o oră și vine până la tine lângă bloc. S-ar putea face traseul mai scurt și să se asigure o transbordare spre o linie care are o frecvență mai bună și atunci omul ar ajunge mai repede. Lucrurile astea însă trebuie tot așa analizate conform unei strategii. Unde vreau să ajung? Vreau să ajung la o bună servire în teritoriu, atunci îmi pun pe hârtie unde am stațiile și traseele și văd să nu fie mai mare izocrona de 10 minute, să zicem, de a ajunge într-un mijloc de transport. Se trasează niște curbe cu compasul și atunci rezultă zonele de servire. Spre exemplu, o zonă foarte prost servită de transportul public este chiar în centrul orașului, la baza dealului Melcilor, Curmătura, dealul Strada Dobrogeanu Gherea, toată zona asta de la Spitalul Mârzescu, Universitate, dealul Colina Universității și așa mai departe, sunt zone extraordinar de prost servite din punct de vedere al transportului public, mai ales de când s-au făcut sensurile unice. Dacă pe un sens încă, să zicem, sunt foarte apropiate stațiile sau la o apropiere rezonabilă, pe celălalt sens înseamnă foarte multe traversări, mai ales pentru copiii care merg la școală. Sunt și periculoase aceste traversări, multe treceri au dispărut între timp, sunt nevoie să se ocolească foarte mult.
Deci nu e numai problema cartierelor mărginașe. În primul rând, cred că e problema centrului și o dezvoltare responsabilă, cred că ar implica încurajarea populației tinere de a locui casele din centru istoric și a întreprinzătorilor care doresc să facă activități turistice sau hoteliere să le facă în clădiri, nu atât pe terase și pe asfalt, cât în clădiri. În felul ăsta s-ar asigura și întreținerea acelor clădiri. O clădire care nu este locuită automat decade. Pe de altă parte, tinerii fug de clădirile din centru, că nu au unde să-și parcheze mașina, nu au cum să ajungă nici cu autobuzul. Școlile au dispărut. Dacă vă uitați puțin, în Schei nu mai este nicio școală, există numai clase de școală generală la câteva licee, în Dârste nu mai este nicio școală și așa mai departe. Față de toate problemele astea, mai e și statutul de monument istoric, omul se simte îngrădit și tinerii încearcă să se mute, nu știu, în afara orașului și e păcat. Asistăm la o depopulare masivă a centrului și orice măsuri s-ar lua și oricâți bani s-ar băga, primăria nu poate să repare tot centrul. Este absurd să pretinzi ca primăria să construiască un oraș în care nu locuiește nimeni. Dacă noi nu încurajăm populația să continuă să locuiască în centru, prin măsuri clare, și una din ele ar fi asigurarea unei parcări de rezidență, nu pentru alții, poate chiar gratuită, dar bineînțeles cu dovada că acea persoană locuiește efectiv în zona centrală. Era o întrebare în sensul ăsta mai sus legată de cum rezolvăm problema mașinilor din centru parcate peste tot. Chiar Marius Rus a adresat-o. Într-adevăr, aceasta ar fi soluția. Să dimensionăm parcările de așa natură încât să ne asigurăm că există la 5-8 minute de mers pe jos o parcare care să preia toate mașinile riveranilor, toate mașinile locuitorilor din zonă și eventual extra locurile de parcare să aibă un tarif astfel încât să descurajăm traficul. Da, au fost multe idei de-a lungul timpului referitor la problema asta. Știți bine că în vechime se parca în piața Sfatului. La un calcul se vede că pe un nivel subteran sub piața Sfatului s-ar putea parca 200 de vehicule, pe 3 niveluri 600, deci ar putea satisface în întregime riveranii de acolo. Există și adepți, există și cei mai mulți sunt împotriva acestui proiect și pe bună dreptate le e frică că s-ar putea distruge specificul pieții. Mă speriați cu... Acele rampe de acces ar trebui să fie foarte bine disimulate și foarte inteligent făcute. Pe de altă parte, ar fi și o oportunitate de a face o cercetare arheologică și cred că s-ar găsi lucruri extrem de interesante, dar și de a asigura niște utilități publice sau de chiar o extindere a Muzeului de Istorie sau așa mai departe. Dar noi nu suntem încă în faza în care să putem face aceste lucruri bine. Eu zic să mai așteptăm, să încercăm să găsim alte soluții înainte de a da cu târnăcopul în piața Sfatului. Da, suntem de acord pe treaba asta. Mai e o întrebare de la Stoica Nicolae. De ce credeți că s-a renunțat la troleibuze? Cu siguranță știți istoricul deciziilor. Nu pot decât să bănuiesc, pentru că nu există o hotărâre de Consiliu Local prin care cineva să-și asume, nici măcar la nivel colectiv la Consiliu Local, această decizie. Deci, în 2005 au apărut niște articole de presă în care se declara generic că municipalitatea intenționează să înlocuiască sistemul de troleibuze, că acesta ar fi învechit, ba chiar exista niște calificări cum că ar fi de sorginte sovietică, deși URSS-ul l-a copiat după ceea ce exista la vremea respectivă, în special în Germania, Austria și mai ales Elveția. Deci URSS-ul a fost cel care a copiat după Occident și nu invers. Cert este că peste noapte, fără să existe niște hotărâri de Consiliu Local, s-a făcut un nou plan de circulație în care troleibuzele au fost extinse, dar partea cea mai tristă este că s-a înlăturat și rețeaua de contact. Deci, practic, la ora actuală, chiar dacă ne favorizează aceste fonduri europene cumpărarea de troleibuze, noi nu le putem pune pe acele trasee care chiar au nevoie de ele. Noi trebuie să le punem pe niște trasee ciudate care au mai rămas pe undeva nedesfințate. Am avut o discuție chiar zilele trecute cu niște oameni care sunt pasionați în domeniu și au rămas stupefiați că acum când am primit aceste noi troleibuze, care au și posibilitatea de a circula autonom pe baterii, era necesar să fie remontate niște macazuri care au fost demontate pentru a nu încurca mai mult în zona 3 alimentare, dacă știți despre ce e vorba. Și pentru că aceste troleibuze odată ajunse la fir,
ele se conectează cu captatorii la fir și mai departe să-și continue drumul fără să mai fie nevoie de o altă oprire, altă reconectare și așa mai departe. Am înțeles că nu s-a aprobat montarea nici măcar a unui singur macaz. Deci ele nu vor putea, vor circula și sub rețeaua de troleibuz, tot pe baterie, în mare parte, pentru că nu au piesele de cale montate pe direcțiile care trebuie. Ceea ce e o cheltuială foarte mică și există posibilitatea să fie făcute în mai puțin de două zile toate aceste lucruri. Nu înțeleg de ce există așa o opoziție împotriva unui mijloc de transport care s-a dovedit că este extrem de eficient economic în toate țările. La noi a ajuns foarte scump pentru că având puține vehicule în exploatare, menținem un personal de mentenanță și o infrastructură care costă foarte mult pentru mai nimic. La ora actuală avem, în afară de cele 4-5 noi care au venit, doar 8 troleibuze care mai sunt active. Și pentru toate acestea, sigur că sunt cheltuieli mari pe kilometru parcurs, dar de aceea se recomandă ca la o exploatare de troleibuze să ai minimum 30-40 de vehicule ca să se merite mentenanța sistemului. Din păcate, aceste vehicule cu baterii, la iarnă nu vor avea pregătite niște locuri de parcare cu încălzire. Ceea ce va putea duce la unele probleme, mai ales că distanța care o parcurg pe baterii s-ar putea diminua, adică autonomia să scadă din cauza temperaturii exterioare a aerului și atunci timpul de încărcare noaptea să nu mai fie suficient sau chiar să producă niște alterări ale bateriei. Producătorul dă o garanție de 5 ani, dar doar dacă tu îndeplinești niște condiții, una dintre ele fiind să nu depozitezi mașina la temperaturi sub 5 grade. Ori la noi nu există nicăieri posibilitatea în baza de exploatare actuală ca să fie depozitate la temperaturi de 5 grade noaptea nici autobuzele electrice, nici troleibuzele. Acum încep niște demersuri pentru construirea unor noi garaje, dar sigur în următoarele două ierni vor fi probleme. Mai vreau să mai luăm un comentariu legat de ce am discutat cumva până acum, cel al domnului Alexandru Ghiza, pentru că atinge o altă problemă, cea a construcțiilor de pe dealurile din Schiei. Domnul Ghiza spune, ce fel de operații estetice ar putea fi făcute de o posibilă nouă administrație pentru a ascunde cicatricile lăsate de urbanismul ultimilor ani? Aici ne referim la exemple precum AFI, hotelul cu etaje variabile din centru istoric, favelele de pe dealurile drumului Poienii. Și aici vreau să vă întreb și părerea dumneavoastră despre referitoare la aceste construcții pe dealuri. Pentru că foarte mulți oameni spun treaba asta, domnule, nici Ceaușescu nu a îndrăznit să facă, da, să edifice blocuri pe dealurile alea și uite că se întâmplă acum. Vă spun că au existat și atunci dorința de a construi pe dealuri, numai că a construi pe dealuri însemna mult mai scump pentru statul român decât a construi pe teren orizontal. Și atunci, din cauza aceasta, au scăpat dealurile. La fel, în centrul istoric au scăpat clădirile și monumentele istorice pentru că nu era dispus statul să construiască în condiții în care ar fi trebuit să aloce mai mulți bani. Asta a fost un noroc, să zic, un cuștit colateral al acelei perioade de austeritate. Dacă în momentul în care au apărut bani, au început să se construiască și aceste dealuri. Sigur că nu sunt de părere că trebuie să ne situăm în niște extreme. La fel cum traficul auto nu este bine să dispară de tot, pentru că el asigură atractivitatea pentru locuire într-un oraș și trebuie să existe într-o anumită măsură, la fel nici construcțiile nu pot fi menținute la un nivel, să zicem, patriarhal, semi-rural, într-un oraș în care în același timp vrei să ai și niște dotări urbane de ultimă oră. Nu sunt împotriva construirii într-o anumită proporție a pantelor și a dealurilor. Dar ceea ce s-a întâmplat la noi a fost altceva. Nu a fost o construire, să zic, firească, născută din niște necesități naturale. Au fost terenuri care în general aveau suprafețe mici și proprietarul a încercat ca prin vânzare să valorifice cât mai bine și să-și recupereze investiția cu un profit cât mai mare. Și atunci, practic, au dispărut spațiile verzi, au dispărut spațiile plantate și ne-am trezit că sunt doar betoane.
Lucrul ăsta se poate rezolva printr-un plan urbanistic general și prin, dacă e cazul, și prin planuri de zonă în care să fie ocuparea terenului reglementată la niște indici mai mici. Deocamdată indicii permiși în zonele astea din schei de pug sunt foarte mari și este normal că investitorul sau cel care cumpără un teren vrea să folosească la maximum. Dar lucrurile astea se pot remedia printr-o nouă documentație de urbanism. Mai departe, sigur că circula o glumă între arhitecți, inclusiv în facultate, când ai făcut o clădire mai urâtă sau nu ești în stare să o faci așa cum ai vrea, mai pui un pom în față, mai pui o iederă pe fațadă. Nu e numai o glumă. Deci să știți că în multe situații în care clădirea nu este foarte mare, evident, dacă în fața ei creezi un spațiu verde sau orientezi privirea spre altceva, poți să rezolvi cel puțin psihologic problema. Acum, referitor la construcții de dimensiunea celei de la AFI, acestea nu se mai pot ascunde. Aici se aplică o a doua glumă cu care eram obișnuiți în facultate, aceea că, spre deosebire de medici, arhitecții își îngroapă morții deasupra. E un umor trist. Da. Centrul civic, din păcate, este un poligon, să zic așa, de încercare a tot ceea ce este contraindicat în urbanism. Și asta nu de acum, din 87, de când s-a început el. A fost tot timpul un poligon de testare a lucrurilor care, conform cunoștințelor universale, sunt nerecomandate. Nu știu de ce. Și totuși, centrul civic pe arhitectura actuală a arterelor și a orașului este zona probabil cea mai accesibilă. Ajungi de la orice intrare. Centrul de greutate și intersecția axelor majore. Și total neutilizată, în afară de câteva. Dacă ne ducem acum acolo, vom întâlni o zonă fără trotuare, cu borduri căzute, cu bălți imense de la ploaie, care n-au unde să se scurgă, cu zone de pământ pe care circulă oamenii ca să ducă la administrația financiară, cu trepte improvizate, cu diferențe de nivel care au reieșit din necorelări de planuri și așa mai departe. Deci este o zonă haotică, o zonă în care în urmă... Avem un parc, dar cumva uitat. Mai haotică, da. Avem un parc, dar cumva uitat între clădiri, între blocuri. Da. În ce măsură ar fi oportună mutarea unor instituții, mutarea primăriei, de pildă, dat fiindcă în centru civic ajungi cu ușurință de oriunde? Deci, în primul rând, ar trebui dotat acest centru civic cu utilitățile unui oraș modern. Adică să aibă măcar canalizare atunci când plouă. El n-a putut să aibă pentru că în 87 erau niște dificultăți financiare și nu s-a băgat decât foarte puțin și pe alocuri. Mai departe, ar trebui și primăria are suficient teren în proprietate acolo să facă un parking, posibil nu neapărat numai suprateran, posibil și subteran și suprateran. A fost prevăzut inițial o dală imensă, mai înaltă, sub care să fie numai parcare, ea nu mai este posibilă, că între timp s-au autorizat alte clădiri care contravin aceste idei și nu mai poate fi realizată practic, dar se poate pe unul din terenurile care le mai are acolo primăria realiza un parking și după ce am asigurat accesul cu parking, cu transport public, după ce pot să circul ca pieton fără să trec prin bălți și fără să trec prin noroaie și fără să-mi rup gâtul, atunci se poate pune și problema mutării unor instituții. Există un teren care a fost de ani de zile rezervat pentru a se construi Palatul Administrativ. Din timpul anilor 20 și chiar dinainte, din statul Austro-Ungar, s-a dorit la Brașov construirea unei noi primării. Această primărie nouă, conform actualilor planuri urbanistice, urma să fie în centru civic, cumva în axul Bulevardului Victoriei, în spațiu rămas liber dintre bănci și zona unde este Casa de Asigurări de Sănătate. Acel teren este al primăriei. Nu știu de ce, când a fost înscris în cartea funcțională, a fost înscris un pic rotit, nu e paralel cu celelalte blocuri, nu are importanță, se poate corecta, dar aud că a fost sau va fi cedat Ministerului Justiției pentru a-și face acolo curtea de apel sau nu știu ce alte instanțe care la ora actuală nu dispun de spații corespunzătoare. Nu știu dacă este cea mai bună rezolvare.
Eu cred că se putea realiza un palat administrativ în care să înglobeze și serviciile primăriei care ar putea fi scoase din zona centrală. În zona centrală ar trebui să rămână serviciile de reprezentativitate, deci casa căsătoriilor, să zicem, spațiile de consultări publice, șelele de ședințe și așa mai departe, primirea oficialilor. Și nu e recomandabil ca pentru orice act administrativ populația străiască să vină în centru, unde știm foarte bine că nu există posibilitatea de a parca și așa mai departe. A fost și există și într-un bloc din centru civic 4 etaje care sunt ale primăriei și acum funcționează acolo niște servicii, dar niciodată nu s-a reușit să primăria din Brașov să aibă propriul ei palat. Da, suntem de acord și pe acest subiect. Raluca ne întreabă și revine cu întrebarea legată de fostul spital de dermatologie din centru, care în prezent e într-o stare avansată de degradare. Este așa de cel puțin 5 ani, este de mai bine de 5 ani, chiar mult mai mult. Da. Este, dacă nu mă înșel, sau mă rog, spuneți dumneavoastră că... Deci, acel spital, la fel ca și celelalte spitale, a fost în proprietatea Consiliului Județean, în patrimoniul public al județului și la un moment dat s-a considerat că nu mai e necesar. În același timp, Consiliul Județean are o grămadă de instituții care stau în chirie și cu chirii uriașe. Biblioteca Județeană stă la Camera de Comerț, Liceul de Muzică stă la Biserica Romano-Catolică, și primăria are spații în chirie și așa mai departe. Deci, pare oarecum ciudat că a fost scos la vânzare acel teren și construcția care era pe el, în momentul în care cele mai multe instituții publice ale Consiliului Județean nu aveau sedii sau erau pe punctul de a fi evacuate și astăzi sunt în aceeași situație. Dar asta a fost realitatea, deci acel spital a fost vândut, a fost cumpărat de o persoană privată dintr-o altă țară și care și-a manifestat dorința de a construi un hotel cel puțin tot atât de înalt precum este corpul nou al maternității, dar mult mai dezvoltat în adâncime. Acolo e vorba de 2 hectare de teren, totuși, și o astfel de investiție, chiar dacă în sine poate să fie o arhitectură interesantă sau să fie făcută în așa fel încât să nu fie ostentativ și să deranjeze zona, ea nu va putea funcționa din cauza afluxului de trafic pe care îl va aduce acolo și va crea mari probleme exact în punctul cel mai nevralgic, adică pe strada Beethoven. Și bineînțeles că poate unii văd în asta un motiv ca mai departe să se facă drum pe după ziduri. Eu aș zice să încercăm să fim de bună credință și să lăsăm și beneficiarul sau proprietarul terenului să-și folosească dreptul lui, dar în același timp să-i punem acele condiții ca interesul lui particular să nu intre în contradicție cu interesul general al locuitorilor orașului. Și cred că toată lumea poate fi adusă la o masă a negocierilor și se pot împăca toate aceste interese dacă există dorința de a face pace. Deocamdată vedem că sunt antagonizați cei care merg pe jos împotriva celor care merg cu mașina. Și invers, bineînțeles, cei care fac sport împotriva celor care nu fac, cei care vor parcuri împotriva celor care vor parcări și așa mai departe. Deci e o politică de a dezbina, pentru că dacă îi dezbin pe oamenii pot stăpâni mai ușor, ei se pierd timpul certându-se între ei în loc să se gândească ce ar fi de făcut pentru ca viața lor să fie mai bună. Nu trebuie văzut nici exagerat, nu trebuie mers pe exagerarea că să avem numai un oraș al pietonilor sau numai al mașinilor. Pot coexista toate aceste lucruri dacă există puțină înțelepciune la nivelul administrației și dorința de a prezenta lucrurile transparent. Oamenii trebuie să capete din nou încredere în autoritățile locale și să fie convinși că nu vrea nimeni să le fure căciula în timp ce ei nu sunt atenți. Deci cu spitalul situația este actualmente, cea mai bună soluție ar fi, după părerea mea, o ofertă de cumpărare, fie din partea Consiliului Județean, fie a municipiului, sau o negociere în așa fel încât acest teren deosebit de valoros să reintre în proprietate publică și mai departe în el să desfășoare activitatea instituțiile care la ora actuală sunt foarte vitregite și sunt multe. Deci n-ar fi nicio problemă fie acea clădire, fie una nouă, dar care se înscrie în arhitectura locului să fie imediat folosită de
instituțiile care acum suferă la ora actuală de lipsă de sediu. Ca instrumente de presiune există și supraimpozitarea pentru clădirile degradate. Dar asta nu are nicăieri roade. Vor falimenta multe persoane private mici care nu au efectiv resurse și vor trebui să mute din centru. Terenurile și clădirile vor fi cumpărate de alții cu bani, dar nu înseamnă că le vor și restaura sau le vor pune într-un circuit normal de locuire. După părerea mea, ar trebui mers cu stimulente, nu cu pedepse. Cred că de un mix de soluții, pentru că dacă ne uităm și la ce se întâmplă în Oradea, acolo deja avem astfel de măsuri aplicate și par să fie și studiate și să dea și rezultate. Deci, investirea banilor publici în clădiri private întotdeauna va naște, chiar dacă legea permite într-o anumită măsură treaba asta numai pentru fațade, va naște totdeauna discuții de ce a fost ales un anume proprietar, de ce lui se dă și altuia nu îi se dă și așa mai departe. Pe de altă parte, clădirile din Brașov nu suferă în principal numai de aceste probleme de la fațadă, care le vedem cu toții, tencuiel căzute, gheaburi, țigle. Ele suferă mult mai grav și vreau să vă atrag atenția că Oradea este și într-o zonă seismică locală, dar care se manifestă cu tremure devastatoare la câteva sute de ani. În schimb, la Brașov avem cu tremure mari, importante, la fel ca la București, doar că unele dintre ele se resimt mai puțin intens. Și clădirile din centrul istoric al Brașovului, din cauza că au fost supuse la nenumărate modificări de-a lungul timpului și mai ales în ultima perioadă când au devenit proprietate privată din nou, sunt foarte șubrede. Primăria nu investește în consolidarea acestor clădiri. Deci chiar și la acele proiecte, una sau două, câte s-au făcut, se mai face unul anul ăsta, nu știu, nu s-a făcut decât o zugrăvire, practic, iar dacă proprietarul nu are bani de consolidare, acei bani de consolidare ca să-i obțină de la Ministerul Dezvoltării sau de altundeva este extrem de greu și nu o va face. Eu zic că interesul primăriei ar trebui să manifeste în a cumpăra, mai ales acolo unde are drept de preemțiune, la monumentele istorice, de a cumpăra aceste clădiri pentru a putea să le facă inclusiv asanarea de acele anexe care între timp au apărut și care dau aspectul acesta dezorganizat, dar în principal structura de rezistență. Să ne gândim că aceste clădiri au prins 5-6 cutremure foarte puternice și după niciunul nu au fost consolidate corespunzător. În timpul comunismului proprietarii au dispărut, icralul a făcut niște reparații mai mult de fațadă, la fel s-au mai făcut și consolidări, dar nu la clădirile de locuit. În general la hoteluri, la clădiri unde erau străini, de teamă ca nu cumva se întâmple ceva cu ei. Și eu văd lucrurile puțin diferit. Adică orașul nu este un decor de teatru, nu este un carton pe care îl arătăm turiștilor sau celor care se plimbă prin oraș. Clădirile au în interior niște lucruri. Trebuie să-i adăpostească niște oameni și trebuie să-i adăpostească în siguranță. Având și tangență cu domeniul public, problemele de structură a unei clădiri pot să însemne și pericol pentru cei care circulă prin acea zonă. Deci aceste lucruri la ora actuală nu se pot rezolva de către proprietarii clădirilor decât în cazuri foarte rare și fericite, pentru că sunt cheltuieli mult peste ceea ce putem noi să ne imaginăm. Bun, mă uit pe întrebările pe care le-am primit inclusiv peste zi. În continuare curg întrebările, va trebui să punem punct pentru că deja suntem de o oră și jumătate în discuția asta. A trecut foarte simplu, foarte repede și pe nesimțite. Să răspund și lui Florin, într-adevăr nu m-am plictisit și niciodată n-am cum să mă plictisesc într-o discuție cu domnul Hilohi. Vreau să răspundem celor câteva întrebări primite peste zi. Mariei Băcanu, cred că i-am răspuns la multe dintre ele. Este și o întrebare legată de procesul de consultare a publicului și despre proiectul de bugetare participativă. Am vorbit despre ambele. Cred că e nevoie în primăria Brașov de o reformă amplă pe tot ce înseamnă proces de consultare. La ora actuală vedem din presă mai degrabă și din presa ce gravitează în jurul primarului. Vedem câte o idee în funcție de reacția publicului la ideea respectivă, uneori
se recunoaște greșeala, dar nu la modul direct, ci se renunță la proiect, cum s-a întâmplat cu cel de pe Strada Castanilor, sau cel puțin cum pare că s-a întâmplat cu proiectul de pe Strada Castanilor. Deci avem nevoie de consultare reală și cumva tot procesul acesta de regândire a documentațiilor de urbanism, de elaborarea unui plan urbanistic general, este chiar un prilej bun de a discuta despre strategia de dezvoltare a Brașovului pe termen mediu și pe termen lung. Legat de bugetarea participativă, am și cerut, i-am cerut primarului în precedenta intervenție, de fapt luna trecută în intervenția din Consiliul Local, i-am cerut să-și recunoască greșeala cu felul în care a fost gestionat acest proiect, cu toate sincopele și cu toate problemele, inclusiv cu iz penal pe care le-a prezentat, să retragă proiectul de bugetare participativă și să relanseze în toamnă așa cum ar trebui, cu dezbateri, cu o consultare reală, cu un proces participativ de vot și de selecție. Alexandru Marinescu ne întreabă ce părere aveți dumneavoastră despre autostrăzile cu 4, 5, 6 benzi pe sens din centru, cu acel mega giratoriu din zona centrului civic. Dacă ne uităm un pic peste graniță, o să vedem că astfel de lucruri în general sunt evitate cu desăvârșire în orice oraș, inclusiv în orașe de talia Berlinului sau Parisului. S-a constatat din practică că circulația pe mai mult de 3 benzi implică niște riscuri enorme pentru că oamenii nu mai pot aprecia pe ce bandă se află la un moment dat, mai ales în curbă sau în situații meteorologice proaste sau iarna când este zăpadă și așa mai departe. Deci acel centru civic n-a fost gândit să fie cu sensuri unice. Dacă era gândit să fie cu sensuri unice, toate intersecțiile trebuiau altfel rezolvate. Este o improvizație care s-a făcut în 2008 pentru a crea locuri de parcare în principal mai multe și pentru a aduce o viteză mai mare de circulație. Într-adevăr, s-au simplificat intersecțiile, dar sunt mai multe și practic s-a defavorizat și transportul public, s-a defavorizat și circulația pietonilor, iar două dintre benzi sunt în permanență nefolosite din cele 6. Înainte nu exista așa ceva. Eu zic că este o bună ocazie, dacă se va face acest proiect cu benzile dedicate pentru transportul public, să nu se grăbească și nu neapărat mă gândesc că e nevoie de o mare finanțare europeană aici, că până la urmă e vorba de câteva linii pe asfalt și niște indicatoare. Asta sunt benzile respective. Da. Dar să se încerce mai degrabă să facă un proiect de calitate mai bună, în care se rezolve nu numai vopsirea cu o culoare, ci și niște probleme structurale. Vedem că în fiecare săptămână, dar în fiecare săptămână, în aceeași curbă din fața de la Meșoate, este un accident cu ieșire în decor. Acum n-a mai fost pe dreapta, a fost pe stânga. Săptămâna viitoare va fi iar pe dreapta. Am cercetat și eu problema acolo și am constatat pe plan că când s-a trasat acea curbă și când s-a executat, are o frângere de rază la un moment dat, dar nu în sensul în care e de dorit, adică raza să fie progresivă de la mic la mare și după aia să revină, ci exact invers. Este o eroare. În momentul în care circulația se făcea cu viteze mici, nu se observa acest lucru. Dacă s-ar reduce la două benzi, și vreau să vă spun că specialiștii care au lucrat la planul de mobilitate urbană durabilă au propus multe propuneri de foarte mare bun simț, printre care revenirea în mare parte la circulație în ambele sensuri în această zonă pericentrală, pentru că asta ar calma traficul și n-ar mai atrage oamenii să circule prin centru când taie orașul. Avem artere care s-au degrevat de traficul de tranzit odată cu ocolitoare, deci străzile Saturn, Vlahuța, Aurel Vlaj, cu gări chiar care suportă încă mult trafic, dar multe persoane din cauza că în centru se poate circula repede preferă să tai orașul prin centru la ora actuală. O circulație în ambele sensuri înseamnă siguranță mai mare, chiar dacă este o mică diminuare a vitezei, dar înseamnă o siguranță mai mare. Pe de altă parte, sensurile e bine să fie despărțite cu separatoare sau cu insule, adică să fie clare pentru toată lumea benzile. Mai departe s-a propus revenirea unor intersecții, cel puțin a 5 giratorii la intersecții semaforizate, pentru că ele deja au un nivel de trafic la care girația nu mai funcționează cum trebuie. Sau sunt în niște locuri unde pe una din străzi nu vine vehiculul, că n-are de unde să vină, că e sens unic și din cauza asta celelalte intră tot timpul și se produc blocaje. Ați văzut acele treceri de pieton semaforizate la câțiva metri de giratoriu? Un om care nu e din Brașov nu înțelege că de fapt în momentul în care are verde la semafor, el nu poate să intre în
intersecții cu prioritate, se produc foarte multe accidente și s-a propus prin acel proiect de mobilitate urbană aceste lucruri. Ele nu au fost date publicității, doar cei care au avut acces la studierea documentului au putut să le vadă. Dar planul ăsta, oricum, el expiră, dacă nu mă înșel. Și ar trebui reactualizat și n-a mai fost, da. Ar trebui să-l reactualizăm, da. Bun, mai e o întrebare legată de ce părere aveți de parcul IUS. Și aici știu că aveți și un argument istoric. Chiar zilele trecute priveam și la schițe de sistematizare mai vechi, inclusiv din perioada interbelică. Nici de la început, când s-a conștientizat că acea industrie care exista acolo era poluantă și nu era bună pentru sănătatea populației, s-a propus fie construirea unui cartier de locuințe, fie un parc. În schița de sistematizare ultimă care a avut-o Brașov în 1980, pe teritoriul rafinăriei era prevăzut un parc, altfel nici n-ar fi putut construi blocurile din Brândușelor. Blocurile din Brândușilor trebuiau să păstreze o distanță minimă de siguranță față de rafinărie, dar pentru că rafinăria urma să fie mutată, s-a acceptat într-o primă fază să fie construite, urmând ca mutarea rafinăriei să se producă ulterior. Între timp s-a produs această mutare și normal ar fi ca acolo să se completeze acele funcțiuni urbane care lipsesc. Așa cum un corp al unei viețuitoare și al omului trebuie să aibă mai multe tipuri de organe și degeaba are 5 picioare dacă nu are niciun ficat sau degeaba are 7 ochi dacă nu are ureche, la fel este și într-un oraș. Degeaba fac eu numai mall-uri și blocuri înalte dacă eu mie îmi lipsesc celelalte funcții absolut elementare care definesc locuirea. Locuirea nu înseamnă numai locuință și magazin. Înseamnă, bineînțeles, și învățământ, înseamnă sport, în primul rând, sport în aer liber pentru toate categoriile de vârste, parcuri accesibile pentru cei care nu au posibilitatea să urce pe munte sau care nu au timpul necesar în fiecare zi. Eu zic că e o idee bună, foarte bună, realizarea acelui parc. Poate fi mai extins sau mai puțin extins în funcție de ceea ce ar trebui să se negocieze, dar deocamdată primul pas ar fi să se vrea și autoritatea să demareze discuții cu proprietarii de terenuri pentru a nu fi interesul nimănui vitregii din cauza asta. Deci nu se pune problema că printr-o cumpărare sau printr-o expropiere ar putea fi lezate vreun interes. Ei trebuie să fie toate armonizate. Bineînțeles că la cât de puține spații verzi are Brașovul, mai ales în acea zonă, ar fi extraordinar să se poate realiza. Eu nu îndrăznesc să sper, sincer vă spun. Pentru că ar trebui cineva să se lupte până la ultima picătură de sânge pentru acest lucru și să aibă și puterea de a decide, adică să aibă o majoritate favorabilă în Consiliul Local pentru că asemenea lucruri, ținând de patrimoniu public și de niște investiții în terenuri, ar putea fi oricând interpretate altfel dacă nu ar fi așa. Uitându-mă și răspunzând și câtorva dintre comentarii, poate că ar fi un subiect foarte bun pentru un referendum local. Un astfel de proiect. Nu știu dacă legislația permite referendumuri locale și pentru acest tip de subiect. Eu zic că în momentul în care aceasta ar fi luată ca o opțiune, printre alte opțiuni, administrația locală ar putea să facă un preproiect prin care să arate oamenilor despre ce e vorba și acel preproiect să fie supus unei consultări. Referendum, mă gândesc că este cazul atunci când fac o legiferare mai generală, dar asta este o treabă punctuală. Ea trebuie să vină întâi cu soluția tehnică. Omul care votează să știe pentru ce votează. La Sebeș s-a făcut referendum local și e singurul despre care știu pentru amplasarea unei stații de măsurare a calității aerului. Deci, în general, pentru investiții care se fac din banul public și care necesită o fundamentare sau o susținere, un suport din partea populației, mai ales fie prin natura investiției, fie prin volumul ei, pentru că în cazul ăsta vorbim de o investiție majoră, de expropriere de hectare bună, aproape 20 de hectare, 19 hectare, în centrul orașului. Pentru o astfel de investiție majoră cu impact asupra bugetului local, ar putea fi un referendum.
această procedură. Eu știu că referendum se face în situațiile în care două UAT-uri doresc să se unească sau, dimpotrivă, un UAT se divizează în două. Atunci este necesar acest referendum și e prevăzut de lege. Nu știu dacă în situații de achiziții publice poate se, se poate face și pentru capitole de investiții și pentru politică de investiții. Se poate face, de fapt, pentru multe subiecte care țin de dezvoltarea orașului, care vrei să ai o fundamentare. Dar pe de altă parte, ar trebui să existe o pondere între ceea ce hotărăsc cetățenii, pentru că multă parte din populație poate să nu fie informată corect sau să nu aibă timp să analizeze foarte profund și punctul de vedere al unor specialiști. Și aici mă refer la faptul că în Brașov nu există acea suprafață minimă de spațiu verde public pe cap de locuitor. Noi am introdus în mod artificial niște zone care sunt libere de construcții, dar care nu sunt spații verzi publice. Marginea drumului, fâșile de protecție de înaltă tensiune, cimitirele, mai știu eu ce alte lucruri sunt introduse ca spații verzi, ca să nu lasă decât cifra. Cimitirele sunt date și de legea 24 a spațiilor verzi, dar no, așa este. Aveți foarte mare dreptate că dacă ne uităm la suprafața asta și ne gândim că din ea se mai scad și niște... Nu vorbim numai de efectul ecologic. Sigur că la efectul ecologic, un cimitir care mai are copaci în el poate să aducă o îmbunătățire a microclimatului local. Dacă social. E un cimitir care nici copaci nu au loc, nu cred că va fi un spațiu verde, deși el va fi trecut pe lista spațiilor verzi. Dar mă gândesc la posibilitatea de agrement. Exact, la rolul social. În scurt, un om care are poate o jumătate de oră sau o oră liberă pe zi, nu mai mult, el nu are timp să se deplaseze, știu eu, până la Reci sau unde este cel mai apropiat parc de Brașov, unde sau la Poiana sau în altă parte. Și atunci acest tip de agrement, de petrecerea timpului în aer liber, care este foarte important pentru educarea copilor, pentru a crește o generație sănătoasă, este cu totul altceva o joacă de copii într-un parc sau o joacă de copii într-o cameră. Lucrurile acestea, dacă nu sunt lăsate să se întâmple, se vor crea niște probleme sociale în viitor foarte grave. Asta este concluzia urbaniștilor din alte țări din Europa, unde s-a mers pe betonare excesivă, cum a fost suburbiile Parisului, spre exemplu. Și vedem astăzi ce probleme sociale sunt în toate aceste suburbii. Deci sperăm să nu repetăm greșelile celorlalți, ci să învățăm din ele. Corect. Îmi place că folosiți foarte des cuvântul ăsta speranță și cred că e un moment bun să discutăm despre speranță și despre perspective, despre schimbare. Lucrurile pozitiv, în sensul că ceea ce un om a stricat, poate tot un om să repare. Nu există nimic iremediabil. Sigur că nu poți să revii la o situație anterioară, timpul curge numai într-un singur sens. Dar poți să creezi o situație mai bună. Noi ceea ce facem acum nu putem face pentru un mandat de 4 ani. În urbanism lucrurile se văd, roadele se văd abia după 5, 6, 10, 15, 20 de ani. Ceea ce a gândit bine Barthes în 1912 s-a văzut în anii 60. Ca să vă dau un exemplu. Poate la viteza de astăzi ar fi însemnat mai repede. Corect. Pe de altă parte, avem și reversul medalii. Ceea ce n-a fost gândit în ultimii 16-20 de ani, de-abia acum vedem roadele. Eu nu zic că n-a fost gândit, dar a fost gândit dintr-un singur punct de vedere, al unei singure categorii de interese, a celor particulare, punctuale și divergente. Nu a fost luat în calcul celălalt factor al interesului public, poate și din necunoaștere, poate și din dorința asta rapidă de a crea profit, nu știu. Aici agențiile imobiliare pot să trăiască și e nevoie de ele, dar nu ele trebuie să hotărească planul urbanistic general al Brașovului. Uitați cum am revenit la tema din debutul discuției, acel interes al comunității versus interesul individual și, de fapt, urbanismul care asta ar trebui să armonizeze și să reprezinte în principal calitatea vieții și interesul tuturor cetățenilor, interesul comunității. Da. Bun. Dacă ar fi să vă gândiți la principalele puncte pe care ar trebui să le corecteze sau să le cuprindă viitorul plan urbanistic general, deci nou plan urbanistic general, care ar fi ele?
În primul rând, ar trebui să fie un moment al adevărului în care să recunoaștem problemele pe care le avem. În planurile urbanistice anterioare, cel puțin în ultimele două, în mod intenționat s-au omis unele probleme, mai ales de infrastructură. La fel cum într-o localitate unde ai, să zicem, locuințe informale, în România se preferă să se tacă asupra acestui subiect și să nu se spună că există, la fel și în Brașov avem niște probleme. Dar nu trebuie să ne fie rușine de ele. Aici este cheia înțelegerii urbanismului. Faptul că nu e totul perfect este absolut normal. Niciodată nu va fi totul perfect și nu va fi nimic nerevizuibil. Noi trebuie să ne adaptăm timpurilor care vin. Dar dacă nu ne recunoaștem problemele, nici nu le putem rezolva. Eu, în planul urbanistic general al Brașovului, aș începe din subsolul acestui oraș, unde avem mari probleme, mari de tot. Noi am intrat în Uniunea Europeană cu o situație anormală în ceea ce privește colectarea apelor menajere și pluviale peste tot în lume și suntem probabil semnatarea unor tratate pe această temă a apelor, colectarea lor trebuie să se facă diferențiat, adică în sistem divizor, cum s-a numit. S-a început acest lucru, culmea, în timpul comunismului, în anii 70, cel puțin legăturile de ieșire dinspre blocuri, spre marile colectoare, au fost făcute separat pentru apele menajere și pentru cele pluviale, urmând ca în viitor să fie și sub marile bulevarde făcute colectoare diferențiate. De ce vă spun asta? Pentru că ploaia este o apă care nu trebuie tratată în stația de epurare, la fel ca apa menajeră, dar de la plecare automat trebuie să duci în stația de epurare o cantitate imensă de apă, aceasta va supra-solicita stația și ea nu va avea randament bun. În timp ce plouă, va lăsa să plece deșeuri mai departe în sistemul sistemul de ape național. Dacă nu le captezi deloc, cum văd că este la ora actuală politica companiei APA, vei avea probleme și mai mari, pentru că ele tot se scurg undeva și unde se scurg vor bălti, vor crea țânțari și acel praf care rezultă din uscarea nămolului este de fapt unul din factorii care ne fac astăzi ca aerul din Brașov să aibă o calitate foarte proastă. Dacă ne uităm după fiecare ploaie, sunt enorm de multe bălci unde se acumulează un mâl fin. Acel mâl fin este după aia circulat pe roțile mașinilor de 2, 3, 4, 5, 10 ori în toată perioada de secetă care urmează, până când ajunge în plămânii noștri. O altă problemă este aceea a cotei de nivel a străzilor. La fiecare asfaltare din ultimii 15 ani cel puțin, la o nouă reparație a străzii s-a mai înălțat și strada cu minimum 12 cm, adică cât înseamnă un strat sau două de asfalt. Pe bulevardul 15 noiembrie am făcut o măsurătoare acum când s-a văzut în secțiune pe săpăturile destinate companiei APA, s-a înălțat din 2005 încoace cu 40 de centimetri. Există și la Bartolomeu astfel de situație. Toate aceste lucruri au condus la schimbarea pantelor de scurgere a apelor. În același timp, acele guri de scurgere care existau din 1908 în Brașov și care asigurau scurgerea apelor pluviale au fost în mod premeditat înjumătățite într-o primă fază ca număr de guri, iar în prezent toate străzile care se realizează aproape nu mai au guri de scurgere. Deci, practic, asfaltul împiedică penetrarea apei în pământ, împiedică scurgerea naturală a apei și atunci trebuie să o duci undeva, pentru că dacă nu o duci unde trebuie, se duce ea unde vrea ea și creează probleme, distruge prin îngheți, intră în crăpături și așa mai departe, intră în curțile oamenilor, intră în fundațiile caselor sau băltește și creează țânțari și praf și mâl și vedem cu toții ce se întâmplă în aceste zile cu ploile din Brașov. Este o oroare să fii pieton. Deci aceste două lucruri aș pleca de jos în sus cu pugul. Aceste două lucruri le-aș reglementa atât de strict încât orice lucrare pe domeniul public să țină cont măcar de acum înainte de readucerea nivelului de călcare acolo unde trebuie, să nu cobor când intru în casă de pe stradă. La ora actuală eu de pe carosabil cobor pe trotuar și de pe trotuar cobor în curtea casei. Cel puțin în zona centrală se vede acest lucru foarte clar, dar și la cartierul Bartolomeu. Peste tot unde s-a făcut asfaltări, pentru ca agentul economic să aibă profit mai mare, nu a mai luat vechile straturi care trebuiau decopertate, reciclate, corespunzător și așa mai departe, sau depozitate la rampă corespunzător, ci efectiv a fost lăsat cu bună știință să asfalteze pe deasupra. Este o problemă care poate părea minoră, dar este foarte gravă.
pentru că distruge calitatea vieții, indiferent de ce clădiri minunate vei avea și de ce alte funcțiuni, dacă orașul nu poate să se mențină curat, niciodată nu va fi un oraș modern și civilizat. Mai departe, aș reglementa ceea ce până acum s-a omis în mod intenționat din PUG. Partea de construcții pe domeniul public. Cum e voie să facă intersecțiile, cum e voie să facă spațiile verzi, ce trebuie să aibă o stradă, cât să fie de late trotuarele și așa mai departe. Sigur că există niște minime prevăzute în Regulamentul General de Urbanism Național, dar aceste lucruri sunt posibil de a fi îmbunătățite pe plan local. Deci ele trebuie respectate, dar se pot extinde. Se pot prevedea, spre exemplu, nu mi se pare normal să am un trotuar de o jumătate de metru pe o arteră care are 6 benzi de circulație și am un flux pietonal important, cum este în zona AFI sau chiar în zona rectoratului s-a ajuns la niște dimensiuni din astea incredibile de trotuare, când știm că acolo vin cei mai mulți turiști și așa mai departe. Așa între Teatrul Dramatic și Patria. Exact. Între Teatrul Dramatic și Patria s-a mai tăiat o jumătate de bandă care până la urmă a fost desființată, dar trotuarul a rămas nenorocit. Deci, până la urmă, nici circulația nu are nici mai multe benzi decât avea înainte. În schimb, pietonii sunt în situația, dacă cineva vine cu un cărucior, cu un copil, nu poate să treacă de o altă persoană decât dacă se lipește de zid. Sau nu mai vorbesc de situațiile în care avem mașini parcate pe trotuare. În alte țări, aceste parcări pe trotuare sunt interzise. Dar noi, din cauza că avem capitala la București, nu putem interzice prin legislația națională aproape nimic. Acolo București are prin tradiție această, să zic așa, larghețe în a da voie să facă oricine orice vrea, inclusiv în urbanism. A fost o dezvoltare de un tip diferit decât la noi în Ardeal. Trebuie să înțelegem acest lucru. Dar nu ne oprește nimeni să ne reglementăm noi lucrurile așa cum simțim că ar trebui să fie ele. Corect. Nu e interzis. Uitându-mă și la ceas, îmi dau seama că discutăm de aproape 2 ore și este un record pentru... Și sper că și cei care ne-au ascultat să nu se fi plictisit. Evident că nu. Mă uit că este una dintre edițiile cu prezența cea mai mare și cu o grămadă de comentarii. Nu vom putea să le răspundem tuturor în live pentru că trebuie să ne pregătim să ieșim, dar voi încheia cu unul dintre primele comentarii și comentariul care probabil a stârnit cele mai multe reacții pozitive, cele mai multe like-uri. Vine de la Ecaterina Pavel, care spune, ascultându-l pe domnul Hilohi și urmărindu-i postările, nu pot decât să deplâng lăutărismul, niciun joc de cuvinte intenționat, în paranteză, edililor noștri și lipsa unor astfel de oameni pregătiți în funcțiile cheie. Sunt multe comentarii apreciative la adresa dumneavoastră și pe bună dreptate. Vă mulțumesc mult pentru dialogul din seara asta și cu siguranță că îl vom mai relua. Mulțumesc și vă promit că oricând va fi nevoie vom putea răspunde și la alte comentarii sau faceți o listă cu cele la care nu s-a putut răspunde și voi încerca chiar în scris, dacă nu altfel, să dăm oamenilor speranța că lucrurile se pot mișca. Pentru că până la urmă este în puterea noastră să schimbăm ceea ce considerăm că nu este bine. Este și poate că mai mult ca oricând putem argumenta și putem să vedem nevoia aceasta mare de viziune și de strategie. Pe care dacă ieșim din paradigma aceasta unei bătălii de stadion în care suntem două echipe adverse care luptăm până la moarte una cu alta, vom vedea că locuim în același oraș și avem multe interese comune care trebuie să ne unească și să ne facă să acceptăm că putem și greși și că putem și să ne îndreptăm. Absolut corect, însă parte din problema asta și din rupere, din segmentare e și faptul că nu au existat dezbateri publice. Sunt subiecte despre care brașoveanul de rând știe mai puțin, află de multe ori de la dumneavoastră și din astfel de dialoguri. E important să reclădim tot ce înseamnă relația omului cu cetatea, omului cu urbea și inclusiv participarea la decizii. Adică astfel de discuții să fie în spațiu public, să fie... Comunitatea, dacă nu există, toate eforturile urbanismului sunt zadarnice. Dacă orașul continuă să rămână un dormitor în care cineva pleacă de dimineața și se duce să vâneze, nu știu, fiecare cu serviciul lui și se întoarce cât mai repede acasă și orașul nu este decât un decor prin care trece grăbit,
atunci nu vom avea pentru cine să luptăm. Dacă există o comunitate care e conștientă că nu numai viața lor, dar și viața celor care vor veni după noi contează foarte mult sau depinde de deciziile pe care le luăm acum, eu zic că lucrurile se pot face chiar cu plăcere și cu bucurie și nu sunt niște cheltuieli atât de mari cum se sperie unii că, vai de mine, noi nu vom putea niciodată să fim ca în Occident. Nu vom putea fi ca în alte orașe, dar nici nu trebuie să fim. Eu zic că fiecare oraș are specificul lui și omului nu-i sunt necesare atât de multe lucruri pentru a se simți bine și a fi sănătos până la urmă. Așa este. Vă mulțumesc mult pentru discuția din seara asta. Și eu vă mulțumesc. Care ați urmărit. Dacă cineva mai are vreo întrebare, vom găsi o modalitate. Ele sunt deja în comentariile de pe Facebook. Facem împreună o trecere în revistă și mai comentăm și offline. Ce vreau să vă spun, mâine seară vă lua o pauză pentru un motiv obiectiv, bine întemeiat, să spun așa. Mâine voi lua o pauză, joi ne revedem, joi discutăm despre mobilitate, discutăm despre bicicliști, despre piste de biciclete, despre spații pietonale, despre cum ar trebui Brașovul să își regândească strategia în domeniul acesta. Joi vă voi anunța și care sunt invitații în live-ul din seara respectivă. Până atunci, vă mulțumesc mult tuturor celor care ne-ați urmărit în seara asta și ne revedem joi de la ora 9. Seară bună tuturor, multă sănătate! La revedere, bună seara!